Toată onoarea, toată cinstea și toată slava să fie a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Stimați frați și surori, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Mulțumim gazdelor noastre, fratelui păstor, bisericii, departamentului administrativ pentru această pauză plăcută și necesară și pentru lucrurile pe care am putut să le mâncăm sau să le bem, să le consumăm în general, data trecută când am fost la dumneavoastră, am uitat să vă aduc salutări din partea unuia dintre păstorii noștri, fratele Petru Leorinț. Și acum am uitat din nou pe jumătate. Bine că cineva mi-a adus aminte în această a doua jumătate și pot să vă aduc cu multă bucurie salutările dânsului. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Încă o dată îmi exprim bucuria să vă revăd și să am onoarea aceasta să vorbesc cu dumneavoastră despre viață și mai ales despre viața de familie. Singurul loc care este intim, personal, privat, este locul unde ne odihnim în mod deosebit sufletește, e locul unde suntem iubiți și unde iubim. Este și locul unde ne lovim de propriile noastre limite, E locul unde învățăm să fim oameni, să iertăm. Aș vrea să vă aduc aminte acum, schimbând puțin subiectul, dar rămânând în contextul familiei. Însă să privim familia din perspectiva relației părinți-copii, nu din perspectiva soț-soție. Cunoașteți, vă aduceți aminte destul de bine de celebrul verset pe care îl citim uneori, care evocă responsabilitatea părinților nu doar de a-și crește copiii, un lucru des întâlnit, ci și de a-i educa. Nu toți părinții care își cresc copiii îi educă. Nu să știți că fiecare părinte face tot ce știe el mai bine, dar unii oameni nu știu, sau nu știu ce trebuie, sau nu știu tot ce trebuie. Atâta. atunci când am avut copiii mici, am crezut că fac ce trebuie. Când ei s-au făcut mari și prin căsătorie au plecat, Sigur că și eu am început să îmbătrânesc, am citit mai mult în timpul ăsta, s-au acumulat mai multe experiențe, mi-am dat seama că n-am fost un părinte grozav. Dar nu pentru că nu am vrut să fiu un părinte grozav. Natura slujbei mele, mele mă predispune să fiu absent de acasă destul de mult, dar în afară de această chestiune pe care nu am putut-o controla, sunt lucruri pe care le regret și pe care nu am știut să le fac altfel. Deși acest aspect, această dimensiune a vieții de familie mi este foarte dragă, nu am știut să fac lucrurile mai bine. În generația mea a fost destul de comun să-ți pedepsești copiii cu bătaia. Așa, așa făcea toată lumea, nu știai altfel. Însă anii au trecut, la fel de adevărat e că și părinții tineri Părinții care acum au copii mici, ei sunt în extrema cealaltă. Mă uit la copiii mei și încerc să le explic faptul că echilibrul este ideal, nu toleranța. Și dacă noi am folosit bătaia, ei nu mai folosesc nimic. Ei se fac prieteni cu copiilor și eu îi întreb dacă voi sunteți prietenii lor, părinților, cine sunt mă? Cine sunt? Știu că subiectul este discutabil și depinde cu cine vorbim. Dacă vorbim cu un psiholog, un sociolog, vorbim cu un pastor, vorbim cu un bunic sau vorbim cu unul, o persoană tânără, perspectiva este ușor, cel puțin ușor diferită. Aș vrea să introduc subiectul acesta și să spun două-trei cuvinte de introducere, începând încep prin a vă spune faptul că, dacă citim Biblia, Biblia spune că proprietarul copilului este Dumnezeu, iar administratorul copilului este părinții, sunt părinții. Asta este ideea pe care o promovează Biblia. Dumnezeu este proprietarul tuturor oamenilor. Toți oamenii sunt proprietatea lui Dumnezeu, drept pentru care Dumnezeu hotărăște când mor oamenii. Stăpânul încredințează proprietarului creșterea, educarea și formarea copilului până când acesta devine adult. Așa se face că în Proverbe 22 cu 6, versetul la care făceam referire puțin mai devreme, spune: Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Învață-l când este mic. De ce când este mic? Pentru că copilul, când este mic, este vulnerabil și are inclinația naturală de a imita. Mai mult de atât, curiozitatea pe care oare la vârsta al predispune să afle lucruri noi, care de altfel sunt lucruri necesare. Când copilul nu mai este curios, să știți că educația intră în declin. De fapt, nu educația, ci măsura în care îl putem influența. Specialiștii spun că partea de bază a educației se realizează cam până până la vârsta de 2 ani. Și ei încearcă să argumenteze spunând faptul că un copil până la 2 ani învață o limbă. Cum o învață? Dacă nu știe. De ce nu ne educăm noi copiii când sunt foarte mici? Spunem că nu știu copiii. Adevărul e că cineva nu știe, dar nu cred că întotdeauna sunt copiii cei care nu știu. Dacă un copil până la 2 ani e în stare să învețe o limbă, înseamnă că el e în stare și să învețe care sunt regulile casei, nu? O limbă este destul de complexă. Cum o învață un copil dacă nu e în stare să o învețe? Copiii noștri nu vor rămâne veșnic copii. Asta este una dintre marile noastre probleme. Nu rămân veșnic copii. Și după ce trec de 2 ani, de 5, 6, 10 ani, șansa să influențăm scade mult. De aceea trebuie să ne grăbim în perioada de vulnerabilitate să învățăm. Ei au încredere în părinți, ei își respectă părinții și ei sunt disponibili pentru părinții lor. Adevărul este că școala contemporană ia de acasă la trei ani, la patru ani. Îi ia cât mai timpuriu pentru ca să nu avem prea mult timp să influențăm. La fel de adevărat este faptul că copiii buni nu se nasc, deși temperamental, așa cum încercam să spun puțin mai devreme despre cele două componente ale personalității, care sunt genetice și aptitudinile și temperamentul, Biblia spune fire pământească, Caracterul este domeniul în care omul acumulează obiceiuri. Obiceiuri care se formează în mediul unde noi creștem, unde suntem influențați. Așa se face că unii fură, unii mint, unii înjură, unii țipă, unii. Ei iau modelele părinților mai degrabă decât sfaturile părinților. Să știți că modelul nostru trăit în fața copilului este mult mai influent decât sfaturile noastre. Cineva spunea că Ceea ce faci vorbește atât de tare încât ceea ce spui nu se mai aude. Și lucrul acesta este foarte adevărat. Copiii buni sunt crescuți de părinți buni. Încă un lucru care e puțin greu și de spus, dar mai ales de auzit, de ascultat. Noi toți vrem să avem copii buni, dar vă întreb, sunteți siguri că suntem părinți suficienți de buni ca să creștem copii suficienți de buni? Copiii buni nu sunt doar o expresie a dorinței noastre. Ei sunt un rezultat al calității muncii noastre. A crește un copil și a-l educa, a-l îndrepta înspre o direcție bună, ai da un start de calitate, nu este suficient să vrei. Nu-i tocmai ușor. În general, există trei etape ale vieții: copilăria, tinerețea și bătrânețea și. <coughs> În fiecare dintre aceste trei etape, valoarea pe care noi o avem diferă de la o entitate la alta. De pildă, în copilărie, valoarea noastră este dată prin apartenență de părinți. De pildă, spre exemplu, vă tot cu de pildă. Dacă întâlnesc un copil care este copilul unui cunoscut de-al meu, eu o să transfer relația mea cu tatăl lui asupra copilului și o să mă raportez la el ca la cineva cu care am un oarecare tip de atașament. Dar dacă întâlnesc un copil care e al unui părinte pe care eu nu-l cunosc, o să fiu formal cu copilul și aproximativ indiferent. Dacă mă întâlnesc cu un copil care e copilul unui dușman de-al meu, fără să vreau, îl voi privi și pe el prin prisma relației toxice pe care o am cu tatălui. Dacă întâlnesc un copil care nu are părinți, nu-l reprezintă nimeni și nimic. Trebuie să fie un om foarte bun să ia curs credit acelui copil. Ce am vrut să spun este că valoarea unui copil este prin apartenență de la părinții lui. Noi nici măcar nu ne dăm seama că noi avem tipare sociale, nici măcar nu ne dăm seama cât suntem de subiectivi, foarte subiectivi. Să nu vă supărați pe mine, suntem înspăimântători de subiectivi. A doua fază sau a doua etapă este tinerețea când. Dacă întâlniți un, dou un, cop un băiat la 25 de ani, îl mai întrebați al cui ești? Nu, prea asta nu e prima întrebare. Dar dacă întâlnim un copil de 5 ani, prima întrebare este al cui ești? Dar dacă întâlnim un tânăr, îl întrebăm cu ce te ocupi, la ce facultate ești? Ai început să lucrezi? Iată, dar că valoarea nu mai vine prin apartenență de la părinți, ci vine prin viziunea pe care el o are despre viață. Cu ce te ocupi la vârsta asta? În ce ești implicat? Dacă spune nu sunt implicate nimic, nu mai ești la școală, nu, nu lucrezi, nu. De ce? Păi, caut, caut ce. 20 de milioane de oameni au ce să lucrezi și tu cauți. De când cauți? De când te-ai născut cauți. Dar dacă întâlnim un om bătrân, îl mai întrebăm al <gătă -i> Nu. Îl mai întrebăm cu ce te ocupi? Nu prea. Dar ce îl întrebăm? Ce ai reușit să faci în viață? Viitorul dumnealui este în spate, este în trecut. Așa că îl întrebăm ce a reușit să facă. Vedeți, aceste trei etape ale vieții oferă valoare copilului, adultului sau bătrânului diferit una de celelalte. Adevărul este că, din punct de vedere creștin, adică din punct de vedere moral, din punct de vedere etic și spiritual, societatea noastră oferă un context ostil, Creștinismul nu mai este privit ca o virtute, morala creștină nu mai este apreciată, din potrivă, de pildă în Statele Unite, dacă acum 20 de ani, 30 de ani spuneai că ești păstor, era o mare, mare, mare cinste, era extrem, extrem de apreciat. Acum ar fi bine să nu spui că ești păstor. Deși un păstor de acum este un păstor de acum 30 de ani însă percepția este diferită, pentru că politica este diferită. Spre exemplu, cultura a devenit senzuală. Nu vă supărați pe mine că totodată sunt cam prea sincer. Dar dacă nu ești suficient de sincer, ești politică. Numai datorită politicului nu ești suficient de sincer ca să-ți protejezi reputația, slujba, imaginea. Dar nu neapărat e o dovadă de curaj să spui adevărul. Cred că doar trebuie spus sau dacă nu poți să stai pe bancă care are cine să-l spună. Cultura este senzuală, trăim într-o cultură de-a dreptul senzuală. Trăim într-o cultură de-a dreptul senzuală. Și să știți că femeile care nu-l cunosc pe Dumnezeu și nu și-au descoperit identitatea prin Hristos sunt pur și simplu folosite și ele acceptă lucrul acesta. Nu ați văzut câte femei se înfrumusețează într-un mod care le expun la boli? la... Uh, nu vreau să intru în detaliu, nu sunt persoana potrivită să vorbesc despre genul acesta de lucruri, dar pur și simplu aproape că se fac de vânzare. Iertați-mă când îndrăznesc să spun treaba asta. Se fac de vânzare. Deci nu mai trăiesc pentru ele, trăiesc doar pentru niște relații pasagere. Mi se pare așa de ieftin să trăiești în maniera asta, așa de josnic aproape. Eu cred că fiecare femeie este frumoasă în felul ei. Cred că n-ar trebui să se vândă, să se ofere. Cred că n-ar trebui să se împodobească pentru a satisface uh, nevoile bărbaților într-un mod ieftin și păcătos. Dar poate că asta nu e cel mai potrivit mediu să vorbim despre chestia asta decât numai ca idee generală, însă lucrul ăsta nu ne privește ca atitudine. Statutul de, priet de părinte s-a schimbat, așa cum spuneam puțin mai devreme, cu statutul de prieten. Toți părinții tineri vor să fie prieteni cu copiii lor. Și lucrul acesta este bun dintr-un anumit punct de vedere. Dar știți ce înseamnă prieten? Prietenul nu ceartă, prietenul nu mustră, prietenul nu contestă. Cum poți fi prieten și părinte în același timp? Pentru că un părinte este responsabil. Eu am fost și tată, încă mai sunt și sunt și bunic. Între aceste două poziții este o foarte mare diferență. Eu n-am responsabilitatea să-mi educ nepoții. Eu am datoria să-mi răsfăț nepoții. Ei sunt prietenii mei, pentru că părinții lor se ocupă de educație. La mine stau o seară, două pe săptămână, numai cât mi se face dor de ei și cât mi se termină dorul până pleacă. Dar copiii nu scap de ei. Coștea de când se nasc, când se căsătoresc, stau, stau acolo, adevărul e că stau unde trebuie dar nu prea ai pauză. N-ai pauză, ești foarte ocupat cu câștigarea existenței și încerci să le impui copiilor un sistem de educație din care să iasă oameni. Ei, bunicii nu au responsabilități de genul ăsta. Încă ceva, apariția tehnologiei a creat o lume virtuală care se poate transforma într-unul dintre cei mai, celor mai mari dușmani pentru copiii noștri. Mai ales pentru faptul că ei nu sunt în stare să gestioneze accesul la tehnologie. Imaginați-vă, vă rog frumos, un băiat căruia îi se activează sistemul hormonal pe la 13-14 ani și el are chestia asta pe care noi o numim în mod nedrept telefon. Ăsta nu e telefon, prieteni dragi. nu e deloc telefon. Ăsta e și telefon. Dar pe lângă telefonul ăsta este o computer în toată regula. Dacă ai ăsta, nu mai ai nevoie de computer. Prin telefonul acesta poți să ajungi în cele mai murdare locuri din lumea asta și să vezi imagini pe care nu le mai poți uita. Eu știu acum că tot ce vedem în viață nu putem uita, doar că este așezat într-o altă zonă a minții noastre și noi nu mai suntem conștienți de prezența acelor lucruri, pentru că ele nu mai sunt în zona conștientă. Sunt în zona subconștientă sau în zona inconștientă. Dar orice poză pe care noi am văzut-o odată, ea este salvată aici undeva. Dacă noi nu o mai folosim, administratorul minții o coboară să nu ne mai stăm picioare. Dar dacă o singură dată mai vedem o poză din zona ei, administratorul minții va scoate pozele, informațiile care sunt legate, sunt în contextul subiectului aceluia și din nou vor, deveni, vor reveni la realitate. Eu vă întreb dacă cineva se uite la pornografie, iertați-mă că vorbesc despre asta. Dar dacă nu vorbim despre ce trebuie, atunci despre ce trebuie să vorbim? Acesta este, înainte să vorbea despre televizor, despre ciorap, despre tuns la chelie, despre no bibelouri, be no-poze, pentru că aia era, alea erau lucrurile pe care le discutau bunicii noștri despre pocăință. Acum, noi nu mai discutăm despre lucrurile astea, dar trebuie să discutăm despre alte lucruri care, care sunt la momentul ăsta fierbinți pentru noi. În momentul în care o persoană se uite la pornografie, el nu poate scăpa de imaginile alea niciodată. Ele sunt acolo. Și când se roagă, diavolul doar îi aduce aminte de imaginile alea și îl va intimida, îl va descuraja destul de mult pentru ca să nu mai aibă să nu mai simtă prezența lui Dumnezeu, să nu mai poate trăi emoția și uimirea întâlnirii cu Dumnezeu prin credință. Iar o astfel de imagine poate câțiva ani buni să te țină rece, detașat emoțional de fenomenul religios, de părtășia cu Dumnezeu. Ea începe să dispară din peisaj, probabil după câțiva ani, și o să-ți poți relua rugăciunea în intensitatea și în autenticitatea experienței cu Dumnezeu. Dar dacă să zicem peste 10-20 de ani de absență de pornografie, din nou revii, atunci toată zestrea ascunsă în anii ăștia va fi din nou scoasă și pusă pe tarabă. Nu mai imaginați-vă câți oameni vor fi în biserică care trăiesc detașați de Dumnezeu, ascunși de pozele astea, de experiențele astea și de multe lucruri asemănătoare. Păstorul nu are de unde să știe nici comitetul, poate nu știe nici soția, Oamenii sunt niște ființe foarte vulnerabile și în același timp neputincioase. Recomandarea mea personală este să nu lăsați copiii în dormitor cu lucrurile astea niciodată. În dormitor, dormitorul e locul unde dormim. Acolo nu ne luăm mingea de fotbal, nu ne luăm nici homor cu lecțiile pentru a doua zi, nu ne luăm nici treaba asta, că nu ne trebuie. Un băiat, dacă ia lucrurile astea în dormitor... Nu e bine deloc. Mă și mir de ignoranța părinților. Sunt în lumea noastră, în generația noastră, surse care influențează copiii noștri sau care îi îndreaptă înspre, înspre păcat. Influența culturală de care spuneam puțin mai devreme, modul în care gândesc și trăiesc oamenii, modul în care este organizată societatea. Suma de credințe, de învățături, de influențe care se manifestă la școală, în societate, arta, muzica, cărțile, filmele și toate celelalte lucruri. Cultura e unul dintre elementele cele mai toxice, iar noi trăim în această cultură care s-a mixat. Când eu eram copil, nu puteai să ieși din țară. Singura limbă care se vorbea era româna. Toți munceam pământul toți luam ou de sub găină când după ce îl făcea toți avem aceleași tradiții toți tăiam porcul la Crăciun toți vopseam ou la Paște toți eram la fel acum în fața, în, în, aici în dreapta mea stă un indian, în partea asta stă un corean în, în spate stă un rus, un grec dincolo stau niște americani care nu știu ce origini au și există o mixare a valorilor nu mai credem nimic în mod concret și credem toate lucrurile câte puțin Mâncăm chinezește, mâncăm în toate felurile Dacă ai fidalul bunica să mănânce chinezești, chine, mâncărul chinezești și să mănânce seafood Nu mai imaginați-vă că nu mânca bunica viermea nici moartă Ei, Pentru noi este obișnuit pentru că mai întâi am privit cu suspiciune că problema nu e la papilă, problema e aici în cap, aici e piedica de să nu mâncăm șrim și toate goangele alea. Cultura a devenit flexibilă, relativă, fluidă. Și să știți că ceea ce dă identitate unui om este cultura, este familia și este religia. Ideologia contemporană încearcă să distrugă lucrurile astea, pentru că dacă le distruge, noi devenim vulnerabili, ieftini și victime, devenim niște simple victime. Familia mea îmi dă identitate, eu acolo sunt iubit, eu sunt primit, eu am cu cine să mă consult, eu are cine să mă mângâie, să mă încurajeze, să fie cu mine. Un străin rămâne un străin chiar dacă ți-e prieten. Cineva care ți-e familie chiar dacă e așa cum e. Dar sângele apă nu se face când ești la necazia, ești acolo. Ați observat că doi frați pot bătea amândoi, dar dacă un străin vine să-l bată pe unul, celălalt, apare în peisaj. Apoi, grupurile de influență, formatorii de opinie. Noi trăim între formatori de opinie. În biserică sunt formatori de opinie. Și unii dintre acești formatori de opinie nu sunt formatori de opinie pozitivă, sunt formatori de opinie negativă și concurează cu opinia care se dă de la amvon, de pastor, de conducerea bisericii. Ei, în viața copiilor noștri sunt formatori de opinie. Sunt formatori de opinie care învață pe copii ceea ce noi le spunem că este greșit. Și atunci când copiilor le place și gustă, papila este unul dintre marii noștri dușmani. Dușmani dintr-un anumit punct de vedere, pentru că mâncăm din plăcere și uneori mâncăm ce nu-i bun. La fel facem cu păcatul. În momentul în care te conduce plăcerea, Ești pe un drum destul de complicat. Noi trebuie să facem ce trebuie, nu ce ne place. Că ce ne place nouă nu-i bun. Eu am avut probleme cu digestia toată viața mea de când mă știu. Cu ficatul, cu stomacul, cu toate lucrurile astea care țin de aparatul ăsta. Și am observat că lucrurile mari sunt bune lucrurile mare, făceam ceai de pelin, făceam eu, făcea soția, ceai de pelin, numai ce era mare în dătea, tot ce era bun n-aveam voie. N-aveam voie să mănânc lănină, cârnaț, ciocolată, înghețată. Dar ce, domnule, în România n-am mâncat că n-am avut, că am fost copil săra fără părinți și acum când am apucat și eu la bunătăți, acum îmi zice doctorul că eu am colesterol și că am hipertensiune și am diabet. Ia mai lasă-mă, domnule, în pace. Deci eu sunt condamnat să nu mănânc nimic niciodată ce îmi place, că nu-i bun. Uh, există cercetători de la universități de renume din lume care au, despe, da, care au, descoperit faptul că presiunea grupului de prieteni are un impact mai mare decât părinții, decât influența părinților. Dacă un băiat ajunge pe la 16-17 ani și în perioada aia lui de trecere de pe pilot automat pe manual și părintele îi spune din nou să nu facă un lucru, copilul face alergie când îl aude repetând, că a auzit de vreo 2 milioane 352 de ori chestia asta și nu mai suportă și atunci apare surzenia psihică te aude, dar nu te aude pur și simplu nu mai aude, se ascunde cu capacitatea de a te auzi și nu te mai aude dar dacă un prieten de la școală care i-a câștigat prietenia, care fac amândoi prostia aia îi dă un sfat, mai repede îl urmează eu am observat din experiența mea pastorală că pot ajuta mai bine tineri din biserică pe care părinții nu îi mai pot influența. Și pentru că eu sunt străin și mă bucur de respectul lor, mă admiră, dacă se întâmplă să mă admire, atunci admirația este cheia prin care eu pot ajunge în inima lui. Știți ale cui predici le ascultați? Nu ale celor care predică bine, ale predicatorilor pe care îi admirați ca oameni. Știți ale cu a cui muzică o ascultați, nu ale celor care cântă bine. Că dacă despre cineva care cântă bine știți că este derbedeu, nu-i mai ascultați muzica aia niciodată, deși muzica e bună. Numai cântărețul nu-i bun. Noi ascultăm oamenii în măsura în care îi admirăm pe oamenii din spatele mesajului cântat sau predicat. La fel este și aici. Dacă cineva te admiră, și cea mai potrivită persoană să-l influențezi. Că numai admirația te face victima influenței factorului de opinie. Nu încercați să influențați pe cineva care nu vă suportă. Să nu cumva să faceți asta dacă vă pierdeți vremea. Dacă cineva nu vă place, să vă mutați de acolo. De asemenea, sunt multe sondaje de opinie care vorbesc despre faptul că Tinerii se implică în tot felul de experiențe păcătoase doar pentru faptul că în cercul lor de prieteni lucrul acesta este tolerat. Și copilul meu apare în peisajul acelui anturaj, vine cu, cu restricțiile lui de acasă, dar încet încet, încet încet ele sunt demolate. Mai ales dacă apare sarcasmul din partea mediului cu privire la copilul meu, a, te frigă de mami, nu? Atunci, mai ales dacă e băiat și e orgolios, el vrea să pară că nu e sub papucul mami și va vrea să dovedească că și el e bărbățel. Și va fi, din nefericire. De aceea este important să ne supraveghem copiii, dar să nu-i terorizăm. Bine ar fi să nu știe că îi supraveghem. Școala este încă un loc unde copiii nu mai merg acolo neapărat ca să fie învățați. E ușor de observat că în România calitatea școlii a scăzut foarte mult și își asumă responsabilități care nu au legătură cu școala, ci mai mult cu ideologia și cu politica. În sfârșit, aș vrea să vorbesc puțin despre scopul educației. Spuneam în prima sesiune faptul că sunt mai multe influențe care ne marchează masiv viața părinții prin educație, Dumnezeu prin convertire și partenerul prin căsătorie. E bine, educația este foarte importantă. Când eram mai tânăr, predicam faptul că educația poate să bată influența temperamentului. Nu a să știți că există patru timpuri temperamentale în cea mai simplă prezentare a temperamentelor coleric, sanguinic, flegmatic și melancolic. Asta înseamnă că fiecare dintre noi, deși avem din toate cele patru anumite valențe, unul este dominant. Ei, și din punct de vedere temperamental sau din punct de vedere al firii pământești, noi avem anumite înclinații, anumite aplecări spre ceva anume, mai mult decât spre orice anume. Așa se face că unii dintre noi suntem mai mult înclinați înspre substanțe. o mare ispită. Alcoolul, drogurile, țigările și eu mai știu ce vine din categoria asta. Alții, să zicem colericii, ăia tu în turbo, sunt mai mult înclinați înspre violență sau orice are legătură cu violența. Ei, asta face ca, din punct de vedere temperamental, nouă să ne fie mai ușor să ne pocăim în anumite zone. Și să ne fie mai greu să ne pocăim în alte zone unde sunt ispitele alea ascuțite și aproape irezistibile. Atunci când vorbim despre înclinația uh, aceasta, eu spuneam că educația este mai importantă decât temperamentul. Adică ce spuneam eu este că dacă un om se educă, el poate să scape de foarte multe lucruri. În ultimii ani m-am răzgândit și îmi pare rău că am spus lucrurile astea pentru că nu sunt adevărate. Și nu, nu vreau să argumentez că în primul rând mi-am mult timp și nu e scopul meu, dar aș vrea totuși să vă dau doar un exemplu. Este comun între noi, evanghelicii, să existe o familie cu 10 copii, 8 copii, 6 copii. Hai să luăm pe cei cu 6 copii. Sau hai să luăm cu 8, că este mai, e un exemplu mai bogat, are mai multă diversitate are mai multe componente. Șapte copii sunt foarte buni, ascultători, cu minți, toată copilăria. Când devin tineri, merg la școli, se realizează, fac o facultate, se căsătoresc așa ca pocăiții, dar unul dintre ei, domne, zici că e al vecinilor. Ăsta pur și simplu vine din altă parte. Ăsta de mic îl face de rușine pe tata și pe mama și de rușine îl face până când tata și mama moare. Eu vă întreb, de ce sistemul de educație a scos șapte oameni de treabă din opt și unul n-a folosit, nu, nu nu, părinții n-au, nu aceiași părinți au educat toți cei opt copii? Ba da. N-au fost supuși la același sistem de educație, la același mediu și influențe familiale? Ba da. De ce educația la șapte a funcționat și la al optelea n-a funcționat? Pentru că zesterea lui genetică îl face diferit de frații lui. Simplu. Iar educația nu a putut să învingă înclinația temperamentală. Pur și simplu nu a putut să învingă. Educația este foarte importantă în viață, dar întotdeauna geneticul temperamental își va spune cuvântul. Scopul educației, care educație este un proces, nu un eveniment, ea se face nu într-o zi, ci în fiecare zi, este să formeze caracterul. Copilul nu se naște cu un caracter, el se naște cu un temperament. Cutia cu obiceiuri, numit caracter, aceea se formează în mediul de hrănire și copilul învață să mintă sau să nu mintă, învață să fure sau să nu fure. De aceea caracterul se poate schimba, pentru că el este format în viața conștientă. Temperamentul este expresia unei zone genetice care nu poate fi corectat, pentru că așa te-ai născut și așa mori. Dar caracterul care este suma obiceiurilor formate prin repetiție, ele se și schimbă prin repetiție. De pildă, eu am fumat până la 21 de ani când m-am convertit. Am fumat în clasa 5-a. Pentru că, neavând părinți, am avut acces la toate prostiile. Și când am ajuns la convertire, mi-am dat seama că păcatul e, 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 fum, e că Fumatul e păcat și am încercat să mă las de țigări și n-am reușit. Mi s-a părut că e ușor să mă las de țigări. Dar toți cei care ați fumat cândva știți că e foarte, 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 foarte greu. E o adicție, e o dependență. Dependența are forță pentru că folosește sistemul de plăcere din capul omului pe care l-a pervertit. Ei bine, omul poate să devină dependent de foarte multe lucruri. Și atunci este necesar ca el să aibă grijă ce începe să facă. Dacă începe să fumeze, foarte probabil că va continua și foarte probabil că va ajunge să dezvolte adicție la țigări sau la altceva. De aceea trebuie copii învățați mai ales băieții care ajung la vârsta de 13-14 ani și vor avea posibilitatea să ajungă la pornografie și de acolo autosatisfacerea și toate păcatele acestea ale zonei sexuale care le va distruge copilăria, le va distruge valoarea de sine, le va distruge încrederea în ei și vor practica asta inclusiv după ce se vor căsători. Ascultați-mă, frați și surori! Zona asta de păcate, astea sunt distructive pentru că au cea mai mare forță de atracție care creează dependențe foarte puternice. Formarea caracterului, dezvoltarea abilităților, astea sunt lucruri pe care educația le accentuează. Cel mai important lucru din viața unui om e caracterul. Dacă vreți să mă credeți că eu îndrăznesc să spun că. Caracterul este mai important decât inteligența. Caracterul te face om, îți dă stabilitate, creează încredere, stabilitate. Caracterul este foarte important în familie. Cuvântul tău să fie autentic, să nu fii ipocrit, să nu fii mincinos, să nu fii o persoană alunecoasă, un ipocrit. Caracterul este esențial în viața unui om. Să fii pocăit înseamnă să fii om de caracter. Aproape atât înseamnă să fii pocăit. Unii indivizi nu sunt oameni în societate și încearcă să se pocăiască. N-ai nicio șansă să te pocăiești. Dacă nu ești om, cum vei putea fi pocăit? Pentru că pocăința este superioară la a fi om. Dacă n-ai reușit să fii om și umbli cu fofurliga și când dormi, cum vei reuși să te sfințești? Păi sfințenia este este superioară la a fi om. De aceea educația are rolul să dezvolte caracterul, are rolul să dezvolte abilitățile, are rolul să accepte autoritatea. Asta înseamnă că dacă un copil își va respecta mama, îl va respecta și pe Dumnezeu. Dar dacă va fi rebel cu părinții, va fi rebel și cu Dumnezeu, pentru că el e rebel împotriva autorității. Și nu are importanță cine e reprezentantul autorității, mama, tata, profesorul sau Dumnezeu. Cine are respect, îl respectă, iertați-mă vă rog că spun asta, e foarte urât ce spun, dar îmi permis să spun asta doar ca să fie limpede. Cine are respect, îl respectă și pe prost. Nu pentru că prostul merită, ci pentru că cel care respectă merită. Eu când respect un om, nu-l respect pentru că merită, ci îl respect că mă respect pe mine. Respect comportamentul meu, respect modul în care îmi formulez cuvinte, propozițiile, respect cuvintele pe care mi le aleg, respect atitudinea mea față de oameni. Nu mă port rău cu unul rău și bine cu unul care este bun. Ci eu mă port așa cum sunt eu. Nu cobor la nivelul unuia de jos și mă ridic la nivelul unuia de sus. Eu sunt cum sunt eu. Vorbesc așa cu toată lumea. Spun mulțumesc oricui, nu numai la profesori, spun te rog frumos oricui, nu numai la soția mea, pentru că un om de caracter se poartă într-un anumit fel, este respectos, este politicos, are bun simț, știe să tacă, să lase și pe altul să vorbească, știe să vorbească cu simțul măsurii. Asta este o obligație umană când te naști să-ți dezvolți caracterul. Trebuie să facem asta cu copiii noștri, că altfel nu va fi bine. Ce metode folosesc părinții pentru educație? Părinții pot folosi principiul administrării, al posedării sau al delegării autorității. Depinde de cât știe părintele, depinde în ce context a trăit el. Sunt părinți care folosesc intimidarea, condamnarea și dominarea. Nu să știți că primul împărat al monarhiei evrești a fost Saul. A fost un om compromis, un om cu foarte multe probleme, un om, un narcisist, însă omul acesta a avut unul dintre cei mai buni copii pe care despre care vorbește Biblia și totuși el l-a intimidat pe băiatul ăsta, l-a dominat pe băiatul ăsta și l-a condamnat pe băiatul ăsta, l-a condamnat că s-a împrietenit cu David, cu generele lui. Și tot timpul a exploatat inocența acestui copil. Copilul nu trebuie intimidat, pentru că dacă noi îl intimidăm, va rămâne intimidat timid, fricos, lipsit de curaj, de inițiativă, restul vieții lui va fi un om inhibat, va fi un soț inhibat. Și soția îi va spune, mă, dar uite-te la vecinul cât curaj are și tu ce ești așa fricos, mă omule. E adevărat că nu întotdeauna a fi mai retras, mai timid, înseamnă că ești inhibat datorită, datorită părinților, dar tot ce li se întâmplă în copilărie ne urmărește restul vieții chiar dacă noi nu ne dăm seama pentru că se creează un tipar, un drum prin pădurea minții noastre. Manipularea este o altă atitudine greșită, mai ales mamele fac lucrul acesta. Eu am auzit mame care spun, tu nu mă vezi că sunt de bolnavă, mi-am pierdut sănătatea cu tine și ție nu-ți pasă, tu nu vrei să faci asta și l-ai căsătorit și spune, tu nu vrei să vii să mă ajuți la să cearte cu nevasa ca să vină să o ajute și are probleme în familie. Manipularea nu e niciodată pozitivă. Noi nu trebuie să manipulăm niciodată pe nimeni. Noi trebuie să fim niște oameni onești, loiali, cinstiți, transparenți și trebuie să vorbim cinstit cu oamenii fără să încercăm să îi înșelăm, să inducem în eroare, să ne victimizăm, să facem pe și, Nu, asta nu e demn, nu e demn deloc, nu e pocăiește deloc, dar absolut deloc. Și familia e zona unde se petrece cea mai, cea mai intensă manipulare. Putem însă fi niște oameni afectuoși, integri, loiali, cinstiți, fideli. Putem fi un model de sfințenie bazat pe exemplu personal. Mă gândesc uneori ce zic nepoții mei sau copiii mei când mă aud predicând. De sute de ori mă gândesc la treaba asta. Încerc să îi trag de limbă și să-mi spună ce cred ei despre mine, despre cum i-am educat, despre cum m-am comportat cu ei, cu mama lor, despre biserică. Am fost șocat când fetele mele au ajuns, cele două fetele mele, cele două oficiale noastre au ajuns la vârsta de în jur de 16 ani și a venit vorba pentru prima oară în casa noastră despre căsătoria lor. Și am fost absolut devastat când mi-au spus pe rând, foarte categoric, că ele exclud cu desăvârșie perspectiva căsătoriei lor cu pastori. Pur și simplu am înghețat, mi-au mi dărâmat jumătate din stabilit, din st tot, toată credința mea. Eu am crezut că astea două fete se vor căsători cu doi păstori serioși, vom face o, o familie patriarchală, să influențăm oamenii, și ele au spus, pur și simplu, nu discutăm despre perspectiva, despre perspectiva asta. Și m-am gândit de sute și de mii de ori de atunci, mulți ani, 20 ceva de ani. Ce au văzut fetele astea în viața mea, în biserică, în casa noastră, de nu mai suportă perspectiva pastorală, viața pastorală, viața de biserică? Știți ce au văzut? Au auzit o mare parte din bârfele bisericii, împotriva tatălui lor, au văzut o mare parte din mișeliile unora din biserică împotriva tatălui lor, asta au văzut și au spus noi cu păstori nu, asta nu e viață, nu vrem și nu au vrut. Nu vreau să exagerez, nu vreau să insinuez nimic, vreau doar să spun următorul lucru. Dacă nu, sunt, nu devenim oameni când ne pocăim Să știți că pocăința e de carton Ascultați-mă, oameni dragi E de carton De la în care luăm prăjitura de la prăvălie Cartonul nu-l mănâncă nimeni Nu-i bun de mâncat Numai prăjitura o mâncăm Ambalajul e așa, pentru protecția conținutului Trebuie neapărat să învățăm pe copii să aibă caracter Dar dacă doar le spunem cu vorba și cu fapta cu modelul nostru de viață le transmitem altceva, o să aleagă varianta 2. Și o să fie vorbind frumos pe față și trăind altfel prin spate. Biblia ne oferă multe modele de educatori, adică de părinți, rolul de educator din viața părinților. Elis, spre exemplu, este, folosește metoda neintervenției. Adică e aici o mașină de pompieri, mie mi de casa și ăștia scot telefoanele și fac poze. Ce ați zice de treaba asta? Ar vui presa, antena, nu știu ce număr și cu ProTV-ul. Eli s-a uitat la copiii lui care stăteau cu furcile în mână și își tăiau spata și trăiau în păcat și nu le-a zis nimic. Nu le-a zis nimic. A fost părintele tăcut. Părintele care n-a intervenit. Mama bună, una e să fii bun și alta e să fii slab. Una e să fii bun și alta e să fii responsabil. Diferențe uriașe. Bun trebuie să fiu neapărat, dacă nu sunt bun, vai de mine. Dar asta nu înseamnă că sunt slab. Și nici nu înseamnă că sunt irresponsabil. Dacă sunt un păstor bun, nu o să te lasă să strigi liniștea în biserica asta. O să spun, hei, potulește te odată. Și dacă spui că zrău, e treaba dumitale. Eu am rolul să fie liniște în casa asta. E oficiul meu. La fel în familie, eu sunt sunt bunic, sunt soț, trebuie să-mi fac treaba. E adevărat că trebuie să țin cont cum spun. Una e ce spui și alta e cum spui. Trebuie să spun dacă trebuie să spun, dar cum o spun, trebuie să o spun cât mai frumos, că oricum e complicat. Dacă o mai și complic și prin felul în care spun, adică o spun lipsit de politețe, cu un ton de stăpân, de șef, de aroganță, asta nu se cade. Un păstor trebuie să vorbească modest, frumos, respectos, chiar și atunci când îți spune să-ți vezi de treabă. Eli a folosit metoda neintervenției. Implică-te în viața copilului dumitale, implică-te în mod activ, implică-te, implică, -te. implică -te în acord cu soțul. Unul trebuie să fie mai prietenos cu copilul, probabil mama, și unul trebuie să fie un pic de polițist, să-i arate deseori pistolul. Să fie aici, E bine să ai pistol, dar e bine să nu-l folosești. Cine își folosește puterea e disperat. Din biserică până unde vreți dumneavoastră. E bine să ai putere, dar e bine să nu o folosești. Dacă o ai, e destul. Manoah, metoda democratică, i-a spus lui Samson că să te cu cine vrei. Nu, le -a, nu i-a spus chiar așa, dar până la urmă așa a făcut Samson. Adevărul era și că faptul că era greu să-l țipă la că mai țineți minte, a jumulit porțile alea care și le-a urcat pe un deal. Nu știu ce putea să-i facă maică sa cu taică -sor. Saul. Din nou ajungem la Saul. Metoda autoritativă. Nu autoritar. Autoritar trebuie să fim toți, dar nu autoritativi. Adică noi tot, noi tot, timpul suntem cu sabia în mână, ca Baiazid care a venit și a cucerit Giurgiu cândva. Avram a folosit metoda autoritară. Vă mai aduceți aminte ce spune Biblia despre el? Eu știu că Avram o să îi învețe pe copiii lui și pe copiii copiilor lui să țină legea Domnului. Observați în ce zonă s-a impus Avram și cu ce, ce anume a fost. Întotdeauna într-o familie sunt lucruri negociabile și nenegociabile. Între doi soți, ne-negociabil este adulterul, orice lucru legat de pierderea încrederii, alcoolul, multe lucruri din astea grave, astea nu sunt negociabile. Nu stăm să le negociem acum. Dacă acum le negociem, vai vaide, vaide. Am auzit odată de la cineva că ar fi auzit el de la altcineva și acel altcineva a auzit el personal că a existat o prorocie în care prorocul a zis cât despre tine nu știu, femeie, bărbat, nu știu ce a zis, vai, 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 amin. Numai atât a zis. Dar nu putea să zică nimic mai rău nici dacă vorbea două zile decât i-a zis în felul ăsta. Vai, 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 punct. Mi se pare de-a dreptul dramatic, e și din comun. Ceva de genul ăsta se încadrează și aici. Întotdeauna, răsplat, întotdeauna educația are răsplată. Dumneavoastră știți cu toții, sau cel puțin ne asumăm că ne imaginăm, ce înseamnă când ai un copil sau doi sau trei și se căsătorezi bine, îi poți aduce la altar, păstorul le face nunta în biserică, își fac casa lor, sunt harnici, sunt cinstiți și pur și simplu ți drag de copiii tăi și ți se umple inima de satisfacție pentru ce copii ai. Și imaginați-vă o mamă care are 3-4-5 copii, o fată face copil nu știu, nu știu cu cine a făcut, un băiat e prin pușcărie... Unul e nu vreau să vorbesc ușor despre părinții care trec prin ramele astea. Dar oamenii aia sunt foarte nefericiți. Sunt foarte lipsiți de bucurie, pentru că toată munca și investiția lor în copiii ăștia, pur și simplu nu au dat rod. Educația îți oferă fericire, îți oferă satisfacție, oamenii te apreciază. Oamenii te admiră, oamenii au încredere în tine. Știți în ce fel de oameni avem noi încredere? Nu bogați, nu deștepți, noi avem încredere în oamenii de caracter. Punct. Asta nu înseamnă că să fii bogat sau deștept e puțin lucru. Nu, nu e puțin lucru. Dar bogăția și inteligența nu-ți stârnește admirația și încrederea. Ai încredere întotdeauna într-un om cinstit, Indiferent care are 80 de ani și e de la țară și nu știe nici să numere, semnează cu amprenta. Dar omul ăla are caracter și ai încredere în cuvântul lui. Știi că pe cuvântul la omul ăsta te poți culca și te poți trezi. Gloria lui Dumnezeu, de asemenea și viață lungă, mai știți Efeseni 6? Ascultați pe părinții voștri ca să fiți fericiți, să trăiți mult. Astea sunt consecințele ascultării, sunt efectele educației. Când vorbim despre educație. Vă rog să mă iertați. Când vorbim despre metode de educație, trebuie să acceptăm că sunt multe metodele de educație și fiecare le folosește pe cele pe care le știe el și pe care, în care el are mai multă încredere. Să vă dau câteva exemple. Frica este una dintre metodele de educație și frica se impune prin constrângere. Băi, te badă suna apa în cap. Dacă mai faci încă o dată asta, rup, rup pe tine. Ce vrea să spună metoda asta? Metoda asta vrea să spună că dacă nu ești cu minte, o încurci. Dar îți induce frică. E adevărat că frica este un sfetnic bun. Frica este un sfetnic bun. Dar nu cred că trebuie folosită în legătură cu copiii noștri. Mai ales dacă sunt un pic mai mari, dacă te apuci și bați un copil peste șapte ani sau peste șase ani, poate chiar peste cinci. Nu mai uită. Nu mai uită și nu te poate ierta. Dacă îl tragi de ureche când e mai micuț, poate că e ok, dacă chiar e nevoie. Dar nu ca prima metodă. Dar dacă te apuci și îl bați când are șase, șapte, opt, zece ani, copilul la când o să te vadă o să-și aducă aminte că l-ai terorizat, că l-ai bătut. Și întotdeauna va avea, va avea o, o, o detașare emoțională față de dumneata. De ce vrei să faci asta? Frica prin constrângere nu este o soluție. Copilul crescut în felul acesta va încerca să evite pedeapsa, dar nu se va corecta. El va încerca să te fenteze, dar nu se va corecta. Și nu ți-ai atins scopul cu nimic. Simplu fapt că te păcălește nu e o soluție. Răsplata prin recompensă. Tata îți dă 100 de euro dacă faci treaba asta. Și dintr-o dată dezvolți un comerciant. Dezvolți un business cu copilul. Slăbiciunea acestei metode este că sfințenia va deveni negociabilă. Înveți un capitol din Biblie, 100 de euro. Te duci la biserică, 20 de euro. Rușinea prin manipulare. Bă, te fac de rușine. Te fac de rușine. Și sunt aici cu doi, trei prieteni și îl chem pe băiatul meu sau trece el pe acolo sau este acolo și eu deschis subiectul. Ia spune-le și la oameni ce ai făcut aseară, bă. Mai ales dacă e băiată la nu să vă ierte toată viața. Adică îl expuneți ca să îi se facă rușine. Exact asta îi se face. Dar efectul e tocmai invers decât ți-ai imaginat. Pentru că metoda aceasta reușește să-l controleze pe copil, dar nu să-l schimbe. El nu se va schimba niciodată, din potrivă. Sau educație prin învățare și prin exemplu personal. Asta din urmă fiind. Vă mai aduceți aminte de unul dintre versetele de aur ale Scripturii 2 Timotei 3 cu 16? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndemne și așa mai departe, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Observați că Biblia aici vorbește despre o educație și două disciplinări. O educație și două disciplinări. Educația constructivă, să învețe. Învățarea se numește educație constructivă. Dar disciplina corectivă este să mustre. Și cea punitivă este să îndrepte. Sunt trei verbe aici. Învață, mustră și îndreaptă. Ăsta cu îndreaptă, imaginați-vă o scândură care este strâmbă și trebuie să o îndreptați. Imaginați-vă un pomișor strâmb. Mai știți cum se îndreaptă pomișorii strâmbi? Ei un lemn așa mai gros, mai dur, mai impunător, mai categoric mai încăpățânat. Îl bagi în pământ lângă pomișor și legi o dată unde se întâlnește cu pomiș de două ori unde se întâlnește cu pomișorul și o la jumătate unde e departe. Și pui o presiune pe el, se creează o tensiune teribilă, dar pomișorul se îndreaptă. Dacă ar avea la gură să, se țipe, l-ar auzit-o satul. Da? Pomișorii nu țipă. Ei bine, Pavel spune următorul lucru, să înveți, asta înseamnă educație constructivă, pune mâna și învață, apoi disciplinează-l corectiv, adică corectează-l, mustră-l, dar nu-l mustra înainte să-l înveți, că atunci amatale trebuie mustra, nu copilul. Nu-l lua cu mustrarea de la început, dă mai întâi ciorbă și la urmă felul 2, dă mai întâi să mănânce și la urmă să bea apă. Și 3. Îndreaptă-l dacă ai nevoie. Asta e disciplina punitivă. Adică poți să găsești o formă de pedeapsă care să se potrivească și cu vârsta și cu situația în care se află, pentru ca să învețe micuțul că nu-i merge așa. Nu-i merge așa. Dar dacă îl lași să-i meargă așa, lui va merge. Ce să învățăm în mod concret pe copii în procesul educației? În primul rând trebuie să învățăm să se teamă de Dumnezeu. Asta să fie nenegociabil. Trebuie să învățăm că sunt obligați să asculte părinții. Asta este nenegociabil. Aici nu suntem în pădure. Dacă vrea în pădure, îl lăsăm o noapte. Asta înseamnă că trebuie să-și păstreze puritatea. Nu mă interesează în lume la ce vârstă cu fetele își pierd virginitatea. Nici nu mă interesează statisticile astea pe mine. Eu nu cresc fetele din lume. Eu nu dorm noaptea pentru fetele din lume. Eu, eu refuz să dorm noaptea pentru fata mea. Și pentru băiatul meu. Și cât ține de mine, o să încerc să îi impun să-și păstreze puritatea. Că dacă și-o pierde, nu are nicio dovadă că e fată serioasă. Cu tot respectul. O să-i învăț să-și gestioneze banii. Eu n-am făcut lucrul acestea, e unul dintre lucrurile pe care nu le-am făcut. Acum doar le spun. N-am știut să le... N-am știut, pur și simplu, n-am știut. O să-i învăț autenticitatea iubirii, o să-i învăț și ea e iubire, ca să nu creadă că îndrăgostirea este iubire, că îndrăgostirea nu e iubire. Îndrăgostirea este o pasiune generată de corpul omenesc pentru perpetuarea speciei umane. Iubirea este o alegere. Eu o să mă duc acasă, peste... Când mă duc? Mâine mă duc. Mâine mă duc. Aici la Giurgiu, unde mai avem noi apartamentul în care am stat, și acolo este doamna mea și... O să-i cumpăr un buchet de flori înainte să ajung acasă, și o să-i scriu ceva pe o felicitare, că ea spune la chestia aia cuvințele, o să pun acolo ceva de cheltuială, ceva așa de buzunar și o să mă duc, mai las lucrurile alea afară la ușă și intru cu nimic. Intru așa cu nimic, cu mâinile așa. Și ea o să se uite la mâinile mele și o să zică, bă, omul ăsta a venit cu mâna goală acasă. Și eu o să zic, ce mai faci, așa? Și din toată o să mă scuză, mă un pic. Și mă duc afară și aduc florile, și cu vintelele, și cu ceva pus acolo, o pup și îi spun: Mi-a fost dor de tine. Știți ce înțelegea din toată povestea asta? Ăsta mă iubește. Ce numește ea iubire? Un buchet de flori, un card pe care am scris și prințesa mea, și așa, și așa, și așa, și acolo ceva de cheltuială. Dacă e, dacă nu e, nu e. Ei, ea numește asta iubire. Dar eu când am făcut lucrurile astea, nu am simțit nimic m-am dus la magazin, am cumpărat florile, n-am simțit nimic. M-am dus la prăvălie, am cumpărat cartea poștală, n-am simțit nimic. Am scris, n-am simțit nimic. Am pus acolo o bagnoțică, n-am simțit nimic. Nimic! Nu trebuie să simt nimic. Dar eu vreau să-i fac bine la femeia asta că e a mea. Eu aleg să-i cumpăr flori, nu aștept să simt fluturi, că nu mai... Acum 40 de ani am simțit fluturi, dar au murit fluturii. Dar mi-a rămas mintea, mi-a rămas mintea Dacă altul îi duce flori Mă fac foc, nu? Nu e nevoie să-i duc altul flori Că îi duc eu, eu aleg să-i fac bine Domnule, dacă îi place flori, îi duc flori Mie nu-mi plac florile Eu ce să fac cu florile? Mai bine mi-aduce un set de cauciucuri Un set de bujii, un, un set de ceva Ce să faci cu florile? Dar eu sunt băiat, ea e fată Normal că îi duc flori Pentru că Acțiunea mea e un verb. Vă mai aduceți aminte? Frați și surori, lăsați-mă numai să vă spun din Biblie. 1 Corinten 13 e consacrat ca fiind pasajul iubirii. Nu e singurul, dar ăsta e foarte intens. Și acolo sunt patru verbe. Patru verbe. Nu pot să scap de verbele astea. Și acum v-am prins. Și nu vă dau drumul. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Versetul 7. Unde suntem? 1 Corinteni 13 cu 7. Primul verb, acoperă. Al doilea verb, crede. Al treilea verb, nădăjduiește. Al patrulea verb, suferă. Hai să ne oprim la primul, că nu-i timp acum și ziceam că vorbim de copii. Nu o paranteză scurtă. Acoperă. Mie îmi plăcea să scrie acolo, schimbă totul, dragostea schimbă tot. Că eu, cel puțin 20 de ani, m-am luptat cu Carmen să o schimb. Când eu m-am căsătorit cu ea, ea avea 16 ani. Nu eram convertiți, nu-L cunoșteam pe Domnul Isus. a fost și o circumstanță de familie, tatăl meu, nu știu ce s-a întâmplat în trecut cu nu știu cine din neamul dumnealor și în sfârșit, așa cum se întâmplă în situații de genul ăsta, înțelege. și toate au căzut pe mine. Și am rezolvat-o cel mai simplu în felul ăsta, ne-am căsătorit și s-a terminat. n am mai zis nimeni nimic. Și mi-ar... Eu am vrut ca ea să fie un pic mai așa, un pic mai așa, un pic mai așa și un pic mai așa. Și nu prea accepta să fie așa, că ea zicea să fie cum e. Și au trecut 40 de ani și am schimbat-o pe Carmen până acum 0.0, adică deloc. Și ea m-a schimbat pe mine 0.0, adică deloc. Vă rog frumos să înțelegeți următorul lucru. Scoateți-vă din cap intenția să vă schimbați partenerul. Nu există schimbare. Nu există. Numai când el sau ea vor din proprie inițiativă. Fraților nu sunt tăpând de sclavi. Partenerul nostru e un om liber. Dacă el vrea să mănânce fasole, nu orez, mănâncă fasole, nu orez. Eu n-am știut asta, că n-am avut, nu exista deșteptul de Google atunci. Și am pus presiune pe ea și mă culca supărat și ea se culca supărată când plângea când unul, când altul și ea a rămas Carmen, eu am rămas lui, ce au trecut 40 de ani și fiecare e cum vrea să fie. Nu, nu există schimbare. Acolo scrie acoperă totul. Nu schimbă. Nu schimbă totul. Nu mai imaginați-vă că într-o zi, așa pe la 8, când nu vin de obicei musafiri, eu apar la ușă. Cioc, cioc, cioc. Pace? Și ce o să zici? Poftiți? Dar numai că patul e nefăcut, e așa cum ea după noapte, nu? Și soția care e mai pe lângă pat, aude că a venit musafirul și nu mai aruncă o pătură așa pe pat și are numai timp, două secunde, să, așa să să acopere totul. Și nu se vede nimic sub pătură. Eu intru și zic, bă, dar ce, ce, au, ce oamenii ăștia nu s-au sculat bine că și-au și aranjat pat. Da, de unde? E mai acoperit, nu e aranjat, e numai acoperit. Biblia spune, dragostea acopere totul. Când sunt în viața la soția dumitale sau la soțul dumitale, ceva ce este urât, nu te apuca să o schimbi, că oricum nu se schimbă. Singurul lucru pe care îl poți să faci un scandal de toată pomenirea, nu, acoperă. Cu ce? Cu pătura. Acoperă tot. Păi, îmi vine să vorbesc. Nu, 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 mai și acoperă, că ai vorbit destul, de 20-30 de ani tot asta faci. Mai potulește-te. Mai și acoperă. Mai pune și un pic de pocăință, un pic de răbdare, un pic de bunătate, un pic de milă. Mila biruiește judecata. Așa ne-a iertat Hristos pe noi, a folosit mila. Și am scăpat de judecată. Hmm? Dragostea acoperă, nu expune. Dragostea acoperă, nu se mai vede. Carmen n-a mai făcut nimic rău. De ce? Eu cu pătura am acoperit ce a făcut iar Venim la biserică, da? Uh -huh. uh, mai spun 10 minute ceva și mă opresc pentru ca să rămână câteva minute pentru eventuale întrebări. A rămas în responsabilitatea mea să vă aduc aminte că există o aplicație pe care dumneavoastră probabil că o știți, membrii Bisericii, unde puteți, sub protecția anonimatului, să vă exprimați diverse întrebări, sugestii sau altceva. Dacă nu știți, interesați-vă. Chiar dacă nu vreți să folosiți tehnologia, căutați o bucată de hârtie și scrieți ceva pe ea. Când vorbim despre părinți, Vorbim despre multe categorii de părinți. Vorbim despre părintele indulgent, când un copil are părinți indulgenți face ce vrea. Părintele consideră restricțiile greșite și el spune, destul m-a bătut pe mine tata, eu nu vreau să mă ating de copilul ăsta. Deci el a venit de la extrema aia și acum se duce în extrema cealaltă, în mijlocul cărării neprihănirii nu există. Cum să învețe un copil ce înseamnă judecata înțeleaptă sau să facă diferență între bine și rău, când oricum e bine? Când nu ai undeva treabă, oriunde te-ai duce e bine. Dacă vrei să-ți cumperi pâine, nu trebuie să te duci spre brutărie ca să fie bine, că dacă te duci în altă direcție nu e bine. Dacă nu vrei să te duci undeva și ai ieșit doar așa să iei aer, oriunde te-ai duce tot bine, nu? Că n-ai o treabă concretă. Ai ieșit numai să faci pași. Și pași poți să faci în orice direcție, cu excepția lui sus și jos. Părintele superprotector. Părinții superprotector cresc copii care nu sunt buni de nimic. Pentru că copilul ăla nu are niciodată posibilitatea să greșească, să repete și să se dea cu capul de un perete și să zică, bă, dar eu cum pot să fac treaba asta? Pentru că mama spune, stai, 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 stai. lasă-o pe mami să facă. las o pe mami să fac. există cărți care vorbesc despre maturizare în mod deosebit maturizare spirituală, și spun că cea mai mare problemă în calea maturizării unui băiat este, cine credeți că este, mi-e și rușine să vă spun, mă pun rău cu dumneavoastră, mama, de ce? Pentru că îl ține în brațe inclusiv la nuntă pe băiat, îl ține, îl ține să nu cumva să se lovească. Dă-i drumul să se lovească, lasă-l să fugă, lasă-l să îi se pună splina, lasă-l să se lovească, lasă-l să se spele singur, lasă-l să încerce să schimbe becuri, chiar dacă sparge 10 becuri. Lasă-l să învețe. Dar lasă-l să învețe. Nu, eu, nu dumneata, lasă-l să învețe. Arată-i cum să facă, lasă-l pe el să facă. Părintele cicălitor manifestă un comportament caracterizat, agasant. Pur și simplu te agasează, te terorizează. Un astfel de sistem îl face pe copil să creadă că doar atunci când cicălește trebuie să asculte. Dacă nu cicălește, poate să fie liniștit. La fel este cu părinții care țipă. Deci părinții care țipă o să se confrunte cu următoarea problemă. Numai când țipă copilul ascultă. Pentru că atunci știe copilul că vorbești serios. Dacă nu țipi, el nu te ascultă. Și dacă dintr-o dată urli, acum gata, urmează bătaia după treaba asta, trebuie să ascult. Dar dacă vorbește încet, hă, hă, mai am timp. Pentru că l a învățat să asculte când țipi. De ce țipi? Eu am răgnit ca un zmeu. De vreo 20 și ceva de ani, deși sunt sangvinic dominant ca temperament, încerc să nu țip. Încerc să nu țip. Am studiat, m-am rugat, am postit și încerc să vorbesc încet. Am observat că dacă vorbesc încet și un om începe să țipe la mine și se enervează, și eu vorbesc încet, reușesc să vorbesc încet, nici el nu va mai țipa. Că el se aude prin comparația cu mine. Țipătul este cea mai ușoară formă de violență domestică. Și nu se justifică decât de un caracter neînfrânat și needucat la capitolul ăsta. Țipatul este un obicei urât. Nu știm cum să ne impunem altfel și răgnim. Dar nu se justifică. Mai mult te impui când vorbești încet. Mie mi se întâmplă că merg în biserici și cei de la stație nu dau volum. Și oamenii din biserică îmi fac semn. Eu îi spun nix butoane. N-am eu butoane aici. Și atunci știți ce fac? Încerc să vorbesc încet. Și aude și cel de la stație că nu mai mă aud. Și atunci mă dă tare. Și încep să vorbesc tare și omul ăla spune, gata, s-a rezolvat. Întotdeauna când țipăm, nu rezolvăm nimic. Ne expunem, ne facem de rușine și creăm un limbaj de comunicare. Numai când țipi, celălalt spune, acum vorbește serios. Nici nu ne imaginăm că ai noștri copii sunt, de fapt, o imagine a noastră în oglindă. Și pentru asta ar trebui să fim mai atenți și să încercăm să construim în noi un model de părinte care are mai multă influență asupra copilului. E părintele inconsecvent, spune, fii atent, de astăzi înainte, micuțule, ești terminat. Odată dacă mai faci, ți-ai dat foc la valiză. Și copilul face de 10 ori și valiza e neatinsă. Ce înțelege copilul atunci? Tată, de acum încolo o să știu ce fac când îmi spui. Sau părintele care pune copilul pe primul loc. Sunt mame care își pun copilul pe primul loc, mai ales dacă e băiat, că întotdeauna e mami e cu băiatul și tati e cu fata. Mi-ar place să avem posibilitatea să discutăm de ce, dar nu discutăm acum. Dar mamele au tendința să-l pună, dacă e băiețel, e, e cât două, trei fetițe una lângă alta. Și îl pune pe primul loc. Sunt, sunt mame care copilul are un an și ea încă doarme cu copilul. Acum lăsați-mă să spun și asta, că nu e primul lucru mai complicat care îl spun astăzi. Cu cine am făcut noi legământul? Cu bărbatul sau cu micuțul? Noi facem două legăminte în viață. Unul cu oamenii, adică cu doamna sau cu domnul, cu soția sau cu soțul și unul cu Dumnezeu. Dacă am făcut un, un, legământ cu soțul, păi nu dorm, domne cu copilul. Că e copilul bolnav. Imaginați-vă că nu mă refer la situații de criză. Dar nu te duci să dormi cu copilul, că trebuie să dormi cu bărbatul, că bărbatul a de-aia s care are nevoie de nevastă. Acum când spun nevoie de nevastă, nu vă gândiți la nimic altceva decât la nevastă. General. Păi cum se justifică să dormi cu copilul? De ce? E frică. Păi dumneata l-a învățat să fie frică. Că dacă nu te-ai fi culcat niciodată cu el, nu era frică, ca așa se obișnuia. Dar dacă l-ai obișnuit obi obi cu polițiști lângă el, acum are nevoie de securitate. Legământul pe care noi l-am făcut e cu soțul și cu soția. Nu cu copilul, nu cu mama, nu cu tata. Trebuie să respectăm legământul ăsta și să fim fideli. <gâng> mă gândeam să vă spun ceva, dar. Am cunoscut-o pe doamna doctor și mă, mă, mă intimidează prin prezența dânsei aici. Îmi cer, iertare, că îmi cer iertare pentru sinceritate. Era mai bine dacă nu vă spuneam. Treceam mai politicos. Uh, am vrut să vă spun ceva ce este un lucru interesant și probabil că o să vă spun. Când am învățat lucrul acesta, mi-am dat seama că copiii noștri sunt propriile noastre victime. Sunt propriile noastre victime. Aș fi putut să pun imaginile pe scrin ca să vedeți, dar nu i-am dat sticul fratelui meu de la stație și numai. O să folosesc Biblia ca o tablă și o să încerc să vă desenez cu degetul, doar ca să vă imaginați ce vreau să vă spun. Imaginați-vă un cerc care înseamnă capul unui om. Și imaginați-vă că aici deasupra sunt cinci porți prin care se intră în acest cerc, adică în capul omului. Și o poartă este auzul, văzul, mirosul, pipăitul și gustul. Prin aceste cinci porți intră din mediu informație în mintea noastră. Informația aceasta este procesată într-o cameră și este procesată în raport cu valorile pe care noi le avem. Dacă noi suntem pocăiți și intră o informație, în fața ta la 5 metri este o fată frumoasă, când a ajuns informația aia la sistemul meu, la conștiință, eu spun, uh, trebuie, să, trebuie să mă uit în altă parte, și să mă gândesc în altă parte, ca să scap cu viața. Și atunci, informația e un ping. Dacă este o altă informație, în seara asta este o adunare de rugăciune și vine un proroc sau un evanghelist bun, eu iau informația asta și o pun aici și știu că asta este o informație care îmi face bine. Iată dar că toată avalanșa de informații care vine prin simțuri în capul unui om, ea este selectată de conștiință, de funcțiile ei, de discernământul omului. El discerne, se uite la lucrul ăsta. E un lucru de calitate? Da, Adul e un lucru de calitate? Nu, afară. Asta se întâmplă în capul cărui om. În felul acesta se creează valoarea de sine și reacțiile omului. Noi asta știți că există acțiune pe care omul o face conștient și reacție pe care omul o face inconștient. Am auzit mulți oameni care se pretind pocăiți că reacționează într-un moment de emoție sau de nervi sau de frică și înjură. Și spun, eu de ce mi-a venit, cum am ajuns eu să înjur? Întotdeauna reacțiile sunt un automatism care s-a format pe o anumită zonă. Lăsați-mă să vă spun o întâmplare, nu știu dacă ajută să ar putea să-mi curce mai mult, dar o să încerc totuși să vă spun. Am un prieten pe care nu l-am mai văzut de mult timp. M-am întâlnit într-o zi cu el, și l-am întrebat ce mai faci. Mi-a zis bine, dar în mod concret ce faci? Zice, mă, în perioada asta lucrez la un automatism. <gânghe> lucrez la... În vremea aia nu știam așa de bine ce știu acum, dar în sfârșit l-am întrebat ce vrei să spui și mi-a zis așa. În vremea asta încerc să îmi pun în minte ce să fac în situația în care o mașină care vine din sens invers intră în mine și eu nu mai am atunci timp să mă gândesc ce să fac și trebuie să salvezi un automatism că atunci nu mai ai timp, Până în timp ce te gândești deja o la trecut prin tine. Și e prea târziu. Dar dacă ai o reacție, dacă ai un automatism, atunci mintea fără să te gândești, el imediat acționează. Și am zis cum te gândești. Și uite cum mă gândesc. Dacă vine din mine și vine, vine spre mine și intră în mine, poate că a murit, poate că are un accident, poate că, adică un accident vascular. Sau poate că eu știu ce se poate întâmpla la un om de ăsta. Atunci mă gândesc cum pot să scap? Cel mai grav este să fie un accident frontal, pentru că e 80 de kilometri plus 80. Cine merge cu 80? ca alții merg și ei așa mai repede. Și-s două viteze una peste alta. Și asta e cel mai rău, pentru că-s două viteze. Dacă e un câmp, cel mai bine este să ieși pe câmp. Probabil te răstorni. Uh, Probabil o să se împodmolească mașina, probabil o să se strice, dar viața e mai importantă decât orice. Ăla e cel, cea mai bună situație. Dacă o să fie o pădure, poate copaci, poate... O să fie doar o viteză. Oricum, asta e cea mai periculoasă, să intre mașină în mașină, că sunt două viteze și înseamnă cel puțin 200 de km la oră. Și el încerca să-mi povestească treaba asta și eu îl ascultam și încercam să mă gândesc în mintea mea, mă, ăsta e sănătos sau nu e sănătos? Și au trecut ani și acum eu mi-am salvat în mintea mea ce fac dacă intră cineva în mine. Nu știu sigur dacă asta e suficient de salvat automatismul ăsta încât să funcționeze atunci, dar eu am încercat să-mi fac datoria față de mine. Uitați, acum revin la desen. Noi avem aici reacții și oamenii întotdeauna reacționează. Ei acționează conștient și acolo putem fi ipocriți la nivelul acțiunilor, dar la nivelul reacțiilor nu putem fi ipocriți, pentru că ele pleacă instantaneu fără să mai avem posibilitatea să le cosmeticizăm. Am avut o experiență jenantă, rușinoasă pe unul dintre stadioane la o evangelizare în timpul ăsta de acum, când am fost cu grupul nostru și cu speranța, nu mai știu cu cine eram. După ce se termine lume multă, oamenii vor să vorbească, oamenii vor să facă o poză Și în alte locuri sunt destul de mulți Și sunt oameni de la țară, oameni de toate felurile Și în timp ce eu vorbeam când cu unul, când cu altul, că nu poți vorbi decât cu un om La un moment dat am terminat cu omul ăsta și m-am îndreptat spre omul ăsta Și în timp ce m-am dus în spiral, cineva m-a tras, tras de aici, de spate, de haină Și fără să îmi dau seama, m-am întors la el așa repede și am fost furios Adică și omul s-a speriat când m-a văzut cu niște ochi așa cât cepele și eu mi-am dat seama că m-am enervat și mi-am dat seama că el m-a văzut că m-am enervat. Și mi-a fost așa de rușine, foarte rușine mi-a fost. Am făcut ceva ce nu am vrut să fac, s-a văzut ceva ce mi-ar fi plăcut măcar să nu se vadă, dar omul m-a văzut, m-a văzut că m-am enervat. Pastorul care a vorbit așa de frumos și care vorbea de milă, de dragoste și de iertare, s-a enervat că cineva n-a fost politicos. Adică, a, iertați vă nu așa se abordează un om, îl tragi de haină de partea din spate, în timp ce tu te duci spre un om cu alte cuvinte. Vino, mă, vorbește cu mine, că la nu, se, ăla nu merită să vorbești cu el. Ceva de genul ăsta. Dar eu n-am avut timp să mă gândesc. Simplu fapt că m-a tras de haină, m-am trezit furios și m-am trezit holbându-mă la omul ăsta la care m-am întors într-o fracțiune de secundă. Și așa de rușine mi-a fost și am, am asta proaspăt în minte și e ca o lecție de viață nici nu știu ce trebuie să fac să salvez situații de genul ăsta dar oricum m-am făcut de rușine mi-a fost rușine că m-am întors la omul ăsta era un om simplu care a vrut și el să vorbească cu mine și n-a știut să fac altceva decât să mă tragă de haine dar eu, pentru că m-a abordat în felul ăsta și pentru că făceam ceva util cu altcineva, mi s-a părut nepoliticos. Dar nici nu m-am gândit, a fost pur și simplu o reacție. Ei ce am vrut să spun este că oamenii au reacții și unele dintre ele îi trădează, spun adevărul despre ei. Dar acum o să ajung unde am vrut să ajung. Acum o să arăt capul unui copil. Capul unui copil este ca o jumătate de pepene care nu are partea de jumătate de deasupra, ci are numai partea de jumătate de dedesubt. Adică dintr-o jumătate, jumătatea de sus lipsește. Și tot ce intră în capul acestui copil, lipsește camera unde se selectează lucrurile. Există camera unde se selectează lucrurile, pentru că copilul nu are discernământ. Nu are un sistem de valori. El nu are dezvoltat sistemul de conștiință ca să aibă principii: asta e bună, asta e rea. Și tot ce pui în mintea lui e bun. Absolut tot ce intră de la mama, de la tata, de la unchi, de la rude, de la veri, în toată copilăria lui, toate prostiile alea devin model pentru el. Până când el devine adult, îi se coace mintea și îi se dezvoltă capacitatea de selecție. Ăsta e păcat, nu-l aleg, păsta ăsta refuz, păsta ăsta accept, că asta e pentru binele meu. Copiii noștri sunt victimele noastre. Dacă, are un, copil, dacă un copil are un părinte bețiv, un părinte vulgar, un părinte isteric, schizofrenic, un părinte, nu mai știu cum să spun, de sorginte negativă. Toate aceste mizerii sunt turnate ca într-o pâlnie, în capul acelui copil. El nu știe dacă sunt bune sau rele. Pentru el sunt informații și vor fi acolo în mintea lui. Copilul nostru este victima noastră. Dacă așa stau lucrurile, ce ar trebui să audă un copil? Dacă așa stau lucrurile, ce ar trebui să vadă un copil? Nu este așa că uneori ne certăm de față cu el pentru că a, suntem așa de nervoși încât nu mai avem puterea să-i spunem băi omule, hai mă să ne băgăm în dormitor, măcar să nu ne audă nevinovatul ăsta de copil. Dar nu ne interesează. Nervii sunt șefii noștri. Nu e așa că plecând de la biserică în mașină și spunem bă, dar pastorul ăsta m-a terminat, mă, ăsta întotdeauna așa este, nu se mai satură de predică. M-a tocat cu predica aia. Și copilul aude. Care e ideea? Pastorul nu-i bun, dirijorul nu-i bun, ușierul nu-i bun. În biserica asta nimeni nu-i bun. Când va ajunge copilul ăsta la 16 ani, primul lucru pe care îl va face e să dispară din zona asta toxică în care nimic nu-i bun. Și la urmă vei trimite bilete la învon. Dacă punem problema în felul ăsta, ne dăm seama că noi avem în mână un aluat moale care într-o zi se va întări. Acum copilul e modelabil, dar va veni o vreme când aluatul ăsta se va întări și îl rupi, dar nu mai poți modela. Copiii noștri nu rămân întotdeauna copii. Acum sunt victimele sistemului nostru de educație. Dacă noi învățăm să înjure, va înjura. Eu am auzit părinți care îl învață pe copil să drăcuie, să înjure, să blesteme, părându-i se că lucrul acesta este necesar pentru copilul lui și ar vrea să fie un om îndrăznesc și puternic în viață. Cât de greu îi va fi copilului aceluia să se schimbe, cu cine se va căsători, ce fajturi, ce certuri va avea cu soția lui, dacă a învățat în copilărie să facă lucrurile astea. Stimați părinți, înainte să începem sesiunea asta, ultima parte din seminarul nostru despre întrebări, vreau să vă întreb: ce punem în mintea copiilor noștri? Suntem așa de ocupați, așa de grăbiți, așa de agitați, la vârsta să începem să ne îmbolnăvim? începem să avem probleme de sănătate, tot felul de slăbiciuni. Ce model de părinte, ce model de pocăință, ce model de Biblie oferim noi copiilor noștri? Mai devreme am vorbit despre relația mea cu soția mea. O femeie care a crezut în promisiunea mea că o voi iubi și voi face fericită. S-a întâmplat lucrul ăsta? Mâine, poi mine, ea sau eu o să mor și ea nu va mai avea niciodată posibilitatea să devină fericită. Că eu am glumit, am luat-o de la taică și de la maică iar ea a avut naivitatea să creadă că eu sunt un om serios. De ce nu pot să fiu un om serios? Nici Hristos nu mă poate face un om serios? Și doi, am făcut niște copii în care pun valorile mele, cuvintele mele, atitudinea mea, modelul meu. De ce va trebui copiii ăștia să plătească prostiile obiceiurilor mele pe care le-am pus în viața lor. De ce nu vor avea acces decât de la niște oameni de, niște oameni de un nivel foarte jos? Pentru că eu le-am dat o direcție în viață, le-am trasat un orizont care de fapt se duce în jos. De ce? Vedeți cât de importantă este atitudinea noastră de acasă? Aici nu are prea mare importanță, dar acasă este fundamental Aș vrea să vă recomand să nu vă bazați pe informația pe care eu am dat-o, pentru că informația asta dumneavoastră o știați, nu v-am spus nimic nou. Aș vrea să vă bazați pe aplicarea acestei informații. Aș vrea să vă rog din suflet, înainte să plecați, agățați-vă de un lucru măcar, ca soț și de un lucru ca tată, de un lucru ca soție și de un lucru ca mamă. Și angajați-vă să-l schimbați. Aici, stă valoare, aici este valoarea unei astfel de conferințe, nu în informare. Google e mai deștept decât mine. Însă Google nu îți va spune să aplici nimic. În rugăciunea care va urma la sfârșit, îți recomand cu toată dragostea, gândește-te ca soție și ca mamă, care este un lucru pe care vrei să-l schimbi. Dacă soțul ți-a spus că îl cicălești, Rogă-l pe Dumnezeu să te ajute să rămâi concentrată pe treaba asta, să nu pierzi din conștient și să lucrezi, spuneți, 20% de astăzi înainte o să vorbesc mai puțin. Nu, un sfert, că e puțin mai ușor. Un sfert. Un sfert din cât am vorbit o să vorbesc mai puțin. O să mă gândesc la asta în mod insistent până se creează un automatism. Sau altceva. Nu-i scrii nimic soției, nu-i spui te iubesc. Cât durează să-ți iei asta în mână și să scrii te iubesc? Dacă ei faci, dacă, dacă i-ar fi sete, ei dau un pahar de apă. Evident. Dar pentru sufletul ei, unde nu bea apă, ci apa e un cuvânt, e un compliment, e ceva frumos, plăcut. De ce nu-i scrii? Că tata nu i-a scris lui mama? Stai argument, ești serios? De ce nu vrei să-ți îmbunătățești viața? Dacă poți să-ți îmbunătățești mașina, o îmbunătățești? Dacă poți să-ți îmbunătățești lucrul, ți-l îmbunătățești? De ce să nu-ți nu îmbunătățești relația cu soția și cu copiii? De ce nu vrei să aduci mai mult parfum acolo? De ce nu vrei să faci niște investiții pentru copiii dumitale și pentru regina dumitale, cu care trăiești de zeci de ani, poate? Oameni dragi, nu plecați de aici fără să aplicați că v-ați pierdut timpul. Eu nu vă pot oferi nimic, eu sunt un simplu vorbitor. Însă eu vă rog permiteți-vă și angajați-vă să schimbați ceva în legătură cu tovarășul de viață și ceva în legătură cu copiii. Spre exemplu, să nu cumva să-i jigniți pe copii, să le spuneți că ești un prost doar pentru că te-ai enervat. Pentru că va reuși să ajungă un prost. O să ne oprim și cele câteva zeci de minute pe care avem la dispoziție o să le folosim, dacă vom avea cum să le folosim. Uitându-ne la întrebările pe care dumneavoastră le-a spus. În general, mie, mie așa, nu încurajez prea mult practica asta, dar e o practică bună pentru că ea poate fi folosită pentru oamenii din sală să puncteze ceva ce n-au înțeles foarte bine sau ceva asupra cărui, căruia vor să revenim. Dar sunt și foarte multe întrebări ca, la care nu există răspuns. Sunt din zona gri sau sunt, zone, sunt întrebări legate de încredințare personală? Uh, hai să pun eu o întrebare, că toți sunt la microfon. Ce e încredințare personală? Mă să știți că Biblia are principii. Ele sunt scrise în negru pe alb și de obicei se repetă. Nu fura, nu minți și așa mai departe. Dar sunt și o grămadă de lucruri unde Biblia nu spune nimic. Să porc cravată sau să nu porc gravată? E încredințarea dumneavoastră personală. Să por verighetă sau să nu por verighetă? încredințarea dumitale personală. Să mănânc dimineața când e cina Domnului sau să nu mănânc dimineața când e cina Domnului. În încredințarea dumitale personală. Să. Mă gândesc că e suficient, nu mai e nevoie. E, ce înseamnă încredințarea personală? Încredințarea personală înseamnă că Dumneata în mod personal. Ai dreptul să alegi dacă porți cravată sau nu, dacă mănânci la cina înainte de serviciu de la cina Domnului sau nu, și dacă porți verighetă sau nu. Dar nu ai voie să impui altuia treaba asta. Principiile Domnului poți să le impui, dar încredințarea dumitale nu poți să o impui. Eu de 40 de ani predic exemplul acesta. Înainte să mă pocăiesc, eu am făcut sport. Și când antrenorul intra în sală, oamenii se ridicau și se aplecau în fața lui și când eu m-am pocăit în mintea mea de la vârsta aceea, am zis că atunci când vin la adunare stau în prezența Domnului și eu niciodată în viața mea nu o să stau picior peste picior în timpul adunării, dar niciodată. Au trecut 40 de ani și nu cred că am stat vreodată picior peste picior și nici așa cu, lab, cu pantofii așa unul peste altul. De ce? Eu în mintea mea mi-am imaginat că această atitudine de a sta picior peste picior e foarte relaxată. Și să stai în fața generalului, a președintelui, a regelui e prea relaxat. Eu în mintea mea de bărbat așa mai militaros am zis că atitudinea asta nu îl onorează pe Dumnezeu meu și eu o să stau așa mai soldățește. O să stau așa, uite așa, pur și simplu. Și de 40 de ani încerc să stau așa în biserică. Dar Biblia nu-mi cere treaba asta. Eu, mintea mea, mi-am propus treaba asta. Asta se numește încredințare. -am, nu nu i-am învățat pe copiii mei să stea așa. Nu le-am spus să stea așa. Pentru că e încredințarea personală. Principiile biblice sunt pentru toată lumea, în toate timpurile. Dar asta a fost încredințarea mea. Și nu vreau să pun o povară pe cineva dacă Dumnezeu nu pune o povară pe cineva. Cine sunt eu să le spun copiilor mei lucruri inventate de mine? Dar eu pot să-mi impun mie. Așa că mi-am impus mie treaba asta. Ei, unii dintre dumneavoastră puneți întrebări de genul ăsta, unde este o chestiune de încredințare personală. Iar pastorul nu știe ce să vă spună, el poate să vă spună, la capitolul ăsta poți să faci ceea ce crezi. Că nu e păcat nici așa, nici așa. Dar este o problemă, aici nu scrie în Biblie cum să facem. În sfârșit, haideți să revenim. Aici sunt câteva întrebări. O, oh, ce multe s-au făcut. Una dintre ele. Care este perspectiva biblică asupra ieșirilor la plajă cu două, trei familii, mai ales familii de slujitori? Biblia nu vorbește despre treaba asta. Dar să știți că nu vorbește despre plajă, nu vorbește despre obiceiul de a ieși la plajă, ca să fie nevoie să spună că ăsta s-a dus la plajă și n-a făcut bine. Ma, noi începem să ne folosim discernământul, că sunt tentat acum să mai fac o paranteză și să vă spun ceva, numai spre, spre exemplu. Uneori vin la noi la biserică oameni care apasă foarte tare că el va vorbi din Biblie. Eu mă simt stând acolo în spatele lui și în mintea mea zic, bă, dar tu ce crezi că noi am vorbit în Coran până să vii tu? El, domne, vorbește din Biblie, el. El ce vrea să spună? Atenție că a venit unul care chiar din Biblie vă vorbește. Și uneori mă gândesc, mă, mă duc să-i spun. Știi, frate, cât a fost Biblie dintr-o jumătate de oră cât ai predicat? Numai când ai citit textul, atât a fost Biblie. Restul e teologie, adică interpretarea Bibliei. las o mai început, cu Biblia. Și de aici umbli cu exagerări e nevoie, e tot la fel și aici. Atunci când mergi la plajă, dacă ai libertatea să mergi la plajă, du-te la plajă. Dacă te duci într-un loc unde sunt sute de oameni acolo la plajă, dumneata o să-i vezi pe ei și ei te vor vedea pe dumneata. În sine, nu-i păcat, în sine, nu-i păcat. Dar s-ar putea să devină păcat că te uiți la toate femeile care sunt aproape goale, doar puțin el, puțin îmbrăcate. Și dacă ești mai, m mai înclinat înspre treaba asta. Asta nu o să te ajute deloc. Soția dumitale nu știi ce persoană este. Depinde cu cine te-ai dus. Eu am fost împreună cu dirijorul și cu câteva zeci de tineri în, uh, am fost în Spania, și în sfârșit am făcut o vizită prin Europa cu ei. Și am ajuns la Castelion și știți că acolo e coasta de Azur, e mare, e Mediterana. Și tinerii ăștia, care mulți dintre ei nu fusese niciodată în Europa, au zis, vreți să ne băgăm în mare, că noi nu avem mare în America, avem numai ocean. Și zic, ok, hai să mergem la mare. Și eu nu aveam... Aveam posibilitatea să intru în mare, aveam ce îmi trebuia să mă îmbrac pentru ca să intru în mare, dar să vă spun de ce nu am intrat. Nu, am, nu n am intrat pentru că nu mi permitea conștiința, adică aveam încredințarea că e păcat, nu aveam încredințarea că e păcat, dar n-am intrat pentru că nu am vrut ca ei să mă vadă în slip, pentru că atunci când m-aș fi dus la învon, m-ar fi văzut, ar fi văzut poza aia cu mine în slip. Și nu am vrut să le, să, să, să le dau poza asta cu mine, am vrut să le rămână o poză decentă, o poză încărcată cu autoritate, o poză ca un om al lui Dumnezeu. Așa m-am gândit eu în mintea mea atunci și dacă acum aș fi să fac lucrul acesta, l-aș face în același fel. N-a fost o pierdere pentru mine că n-am intrat în apă atunci și iertați-mă că vă spun un lucru frumos despre mine, n-am spus-o cu intenția să mă laud, dar am vrut numai să vă dau un exemplu din viața mea și nici dirijoarea n-a intrat în apă din același motiv. Nu consideram că e păcat. Dar am vrut ca în mintea lor, când mă ridic la învon să vadă un om în costum, în cravată, o persoană sobră, o persoană care vorbește lucruri adânci despre Dumnezeu, o, o, o imagine care impune un pic de respect și de încredere. Deci chestiunea, întrebarea aceasta este o întrebare care ține de conștiința dumitale, de slăbiciunile pe care le ai, de, e o întrebare ușor flexibilă. Dacă ai pus întrebarea asta, înseamnă că n-ar fi bine să, să te duci, iar dacă te duci, du-te într-o zonă unde nu-i prea multă lume. Iar dacă te duci, nu te duce cu multe lume în biserică, că atunci când de la biserică o să vă uitați unii la alții, o să aibă altă culoare hainele pe care le purtați. Cineva pune o întrebare pe, aceeași, pe același subiect, doar că aici lucrurile sunt împărțite. Soțul nu vrea să meargă la mare cu copiii, soția are libertatea să meargă la mare cu copiii și spune ce să facem. Eu nu vă recomand să faceți un lucru atunci când sunteți împotrivă, adică unul are o părere și altul are o părere. Trebuie să încercați să ajungeți la un numitor comun, încercând fiecare să lăsați un pic de dragul celuilalt. Dar dacă unul dintre soți este radical împotrivă, o să vă certați tot timpul în legătură cu treaba asta. Asta este o problemă de încredințare. Unii oameni sunt mai înguști. Ei cred că marea problemă este că cel care este mai îngust cu marea s-ar putea să nu fie îngust cu alcoolul și s-ar putea să nu fie îngust cu pe cine vede pe trotuar, așa cu, cum vă spuneam mai devreme, imaginea. Să aveți grijă cu asta. Să nu cumva să strecurați cămila sau invers, țânțarul și că mila s-o tăiați bucăți și s-o mâncați, să nu faceți asta, să aveți grijă cu conservatorismul, să nu fie un cășun, adică nu mă duc la mare că e păcătos, dar dincolo de asta ai matale slăbiciunile matale pe care le faci praf. Încearcă să fii integru. Încearcă să nu cumva să-ți oprești familia să nu meargă la mare doar pentru ca să pari, să dai bine. Eu nu vreau să te jignesc dacă ești aici. Imaginează-ți că nu vreau să te jignesc, doar nu mi-am pierdut mințile. Dar încerc să te ajut. Încearcă să fii sincer și înseamnă încearcă să fii echilibrat. Cu privire la dus sau la nedus, dumneavoastră în familia dumneavoastră hotărâți dacă vă duceți sau nu. Cum să-ți faci soțul să înțeleagă și să rezolve dependența de telefon? Cel care este dependent nu știe că este dependent. Și când află, se împotrivește adevărului că este dependent pentru că știe că este negativ să fii dependent. Nu prea vei reuși ușor. Nu știu să spun că mai devreme ți-am spus că nu poți să schimbi pe nimeni, acum am întrebat cum să-l schimbi. Nu știu. Pentru că eu nu cred că poți. El poate să se schimbe dacă vrea, dar Dumnezeu nu poți să-l schimbi. Cum să-l ajut să se schimbe? Nu cred că știu. Cred că știu. Eu mă întreb dacă nu cumva sunt dependent de telefon. Pentru că ce înseamnă să fii dependent de telefon? Te refer că se uită pe TikTok toată... Sunt multe soții care spun, soțul meu vine de la lucru și stă cel puțin două ore și se uită pe TikTok. Aia se numește dependență. Dacă folosești telefonul pentru, pentru serviciu, pentru familie, pentru rezolvarea problemelor tale, aia nu este dependență. Dar oricum noi toți folosim telefonul abuziv. Probabil că sunt oameni mai simpli, care n-au multe responsabilități, a căror viață, profesie nu e legată de foarte mulți oameni și sunt mai liniștiți. Ăla chiar își dorește să-l sune cineva. Depinde de viața fiecăruia. Dar oricum pe altcineva să știi că nu poți să schimbi. Nu poți să-l schimbi pe soț să nu se mai uite. Și chiar dacă se uite la TikTok, nu poți să-l obliși să nu se mai uite. O să vă certați până la adăști bătrâneți, o să-i spui că e dependent, o să-i spui că e firesc și ai dreptate, e și dependent și firesc. Că dacă n-ar fi firesc, nu s-ar uita la niște străini și copiii lui stau închiși în dormitor și nu-i scoate la plimbare, nu-i învață niște versete biblice, nu face sport cu ei, nu-i duce la biserică. Aia da. Aia da, e adevărat. Și dacă e aici, să mă ierte fratele că am spus public că e nepocăit. Cineva întreabă cum să îl critique pe soț când știe că nu e bine să-l critique. Că e nevoie să-l critique, dar ce metodă să folosească ca să fie bună? Critica e rea. Cum să-l critique ca să nu fie rău? Am să vă spun ceva ce este uh, comic și în același timp de plâns. Uh, e ceva ce expune bărbații, frații mei dragi, bărbaților: Noi suntem creați să conducem. Noi suntem creați să ne conducem familia. Suntem creați să arătăm un model cum arată Hristos copiilor noștri. Și noi ajungem uneori la nivel caricaturistic prin copilăria noastră. Și soția vede că nu se poate baza pe noi și preia ea conducerea casei. Preia ea gestionarea banilor, că noi îi facem praf. Și bine că îi preia, că altfel ne-am împrumutat la tot satul. Dar când ea preia conducerea banilor din familie, înseamnă că preia pălăria. Dar noi vrem pălăria, dar nu gestionarea banilor. Noi vrem pălăria, dar nu responsabilități casnice. Noi vrem pălăria, dar nu să fim modele. Nu vreau să vă supăr, imaginați-vă că eu nu sunt nimic mai bun decât dumneavoastră, dar vreau totuși să vă spun următorul lucru. Trebuie neapărat să fiți niște bărbați echilibrați. Trebuie neapărat să fiți niște bărbați adevărați. Trebuie neapărat să vă asigurați că sunteți o copie a Domnului Isus Hristos, nu un fel de căpățânare și de rigiditate din asta ieftină ca să, să pozezi, să faci pe deșteptul și pe pocăitul în adunare. Nu așa un fel de bărbăție că schinui nevasta și ți se pare că ești grozav. Ce mare filozofie să chinui o biată de femeie, că ai mai multă putere decât ea. Dumnezeul la care te închin când vine aici îți poruncește să o iubești. Petru spune în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 7. Poți să pui asta pe screen? A, 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și lor la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, din cinste femei ca unui vas mai slab, ca unul care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile. Fii atent! Când nu o să-ți cinstești nevasta, Lasă versetul acolo, te rog, și nu o să te porți cu înțelepciune cu ea, Dumnezeu nu-ți mai ascultă rugăciunea, te pedepsește. Este disciplinare punitivă, Dumnezeu nu-ți mai ascultă rugăciunea și dacă pastorul care nu știe ce faci acasă, te pune să te, pune să te rogi în biserică, nici atunci nu-ți ascultă rugăciunea. Uite-te la acest verset, este protecția lui Dumnezeu pentru femei, pentru soții. Pentru că unii bărbați își folosesc forța fizică și încearcă să le robească, să le îngenucheze, după cum multe dintre ele încearcă să-i feminizeze pe bărbați. Oamenii lui Dumnezeu au o înțelepciune care vine de sus, care se manifestă prin discernământ și prin echilibru, care e cea mai înaltă formă de virtute sub soare. Echilibru e cea mai înaltă formă de virtute. Nu fi aici, în stânga și acolo, în dreapta. Fii un om echilibrat. Fii un om echilibrat. E păcat să nu-ți dorești copii după căsătorie? Da, e păcat. E păcat să nu-ți dorești copii, nu după căsătorie. Păi, înainte e păcat și după căsătorie e păcat. E păcat să nu-ți dorești copii după căsătorie. Biblia spune, este o datorie și o poruncă să dăm naștere la copii, numai că nu spune câți. Asta nu spune. Marea întrebare a oamenilor, câți copii să am, întreabă-l pe Dumnezeu. Roagă-te postește, Dumnezeu te va călăuzi. Dar trebuie să faci copii. Nu vreau, eu nu am spus acum că imediat după ce te-ai căsătorit trebuie să faci copii. Nu mă bag eu în detaliile astea, nu mă întreba pe mine detalii de genul ăsta. Ce știu eu este ce spune Biblia. Mai mult decât spune Biblia, eu nu știu. Că de unde să știu de la mama? Biblia spune că datoria familiilor creștine este să facă copii. Asta este porunca lui Dumnezeu. Ce să fac și cum să procedez dacă viitoarea soție mi-a ascuns ceva și m-a mințit? Mi-a spus adevărul numai după ce am fixat nunta. Dacă te-a mințit înainte de căsătorie, am să spun o veste foarte proastă. Te va minți și după căsătorie. Cine are obiceiul să mintă, nu ține cont că e înainte sau după. Va minți când e nevoie. Acum sigur că răspunsul meu s-ar putea să-ți să facă mai multe probleme decât să se constituie într-o soluție Dar ce cred eu este următorul lucru Cine minte, minte întotdeauna Cine nu minte, nu minte ăsta este principiul M-a oprit poliția al alteri și mi-a spus Știi de ce te-am oprit? Și am zis nu știu ai, te, ai depășit pe linie continuă Și am spus domnul polițist Eu știu că toți oamenii spun aceeași poveste dar te rog frumos să-mi permiți să spun următorul lucru. Eu nu depășesc pe linie continuă pentru că am un principiu. Nu depășesc. Nu depășesc. S-ar putea să fi fost în depășire și să fi început linie continuă și am călcat un pic peste ea, un metru sau nu știu câți, dar așa acolo sunt atent. Dar uneori, dacă, mă rog, uneori nu vezi și marcajul sau alt. Și omul ăsta a încercat să mă convingă și a spus, credeți-mă că nu spun asta să scap de amendă. A spus, trei luni ți-au permis să nu mai poți să conduci. Am spus, domnul polițist, dacă aveți dovezi că am trecut pe linie continuă, luați-mi permisul, e dreptul dumneavoastră. S-a dus la mașină, a stat acolo pro 20-30 de minute aproape, eu eram cu nepoții mei și ăla mai mic zice, Bi, hai repede să ne rugăm. Și sigur că ne-am rugat. <laughs> Ce să ne rugăm? Doamne, iartă-mă că am încălcat regula. În sfârșit, a venit omul înapoi la mine, mi-a dat permisul și mi-a spus uh, uh, altă dată să nu mai calci linia continuă. Și am spus, o să fiu și mai atent decât până acum, apreciez, mulțumesc frumos. Cum ar trebui înțeles dragostea acoperă totul când e vorba de păcat? Păi când, Cineva păcătuiește, nu păcătuiește împotriva noastră, păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. El trebuie să-și mărturisească păcatul și să-l părăsească. Dar dacă păcătuiește, spre exemplu, soțul sau soția, păcătuiește cu un alt bărbat sau cu altă femeie, sigur că păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, dar asta înseamnă infidelitate față de noi. Păcatul oricum trebuie acoperit. Când spun acoperit, înseamnă să nu treacă dincolo de voi doi, să nu treacă. Nu trebuie să știe mama, mama nu-i Dumnezeu și nu te ajută cu nimic. Știi ce va face mama? Va crede restul vieții că soțul sau soția numai asta face și o să te plângă ca pe o victimă și ca pe o că ai căsătorit cu un zgripțuroi. Nu spune părinților defectele soțului sau ale soției. Dacă vrei totul să te consilieze cineva, du-te la păstor, ăsta e străin și de familia dumitale și de familia dumitale. Nu spune la rude, că rudele dumitale țin cu dumneata. Ok, hai să intru, să încerc să intru în ce ai vrut să mă întrebi. Dacă a făcut un păcat și te-a ofensat prin păcatul acela, atunci trebuie neapărat ca să se pocăiască și să părăsească păcatul. Trebuie să aveți o discuție și să-l întrebi sau să o întrebi. De ce ai făcut asta? Păi, am făcut-o. Ai știut că e păcat? Ce faci? Da, am știut. Și de ce l-ai făcut? Pur și simplu am fost ispitit, pur și simplu l-am făcut. Ce garanție am că nu-l mai faci? Eu mă simt trădat acum și sunt foarte bulversată. Relația cu tine mă duce într-o zonă de risc, de nesiguranță. Ce garanție am că nu mai repeți? Trebuie să fii aspră sau aspro acum. Acum e timpul să fii aspră. Ce garanție am? Ce garanție mi oferi? Să nu-ți imaginezi că eu stau și mă uit la tine cum pur și simplu zbajoc de căsătoria noastră. Spunem ce garanție mi oferi. Îți dau cuvântul meu de onoare. Mă pot baza pe cuvântul tău? Da. Ok. Lasă-mă să scriu pe o hârtie treaba asta. Eu o hârtie și scrii. Astăzi scriu pe hârtie asta ceva ce este între trei persoane. Eu, soțul meu și Dumnezeu. Am fost pus în situația sau pus în situația să scriu lucrurile astea pentru că soțul, soția a făcut așa, a făcut ceva ce poate că nu-i bine să scrii, poate găsești de cineva hârtia aia cândva. Și el, ea, s-a angajat că nu va mai face niciodată treaba asta. Eu, în numele lui Isus Hristos, mă încred în cuvântul ei sau al lui. În numele lui Isus trebuie să scrie asta. Pentru ca să aibă greutate. Și semnezi, semnează și dânsa dânsul și pui semnătura. Și puneți hârtia asta undeva unde nu poate fi găsit. Trebuie neapărat să faci o mică dramă din treaba asta, pentru că dacă e un lucru ușor, va fi tratat cu ușurătate. Dacă, e făcut, dacă îl tratezi ca pe un lucru grav, atunci va fi privit ca un lucru grav. Dar oricum, trebuie să-l ierți sau să o ierți și să-i oferi o altă șansă. Între trebuie să-i spui că te simți nesigur sau nesigură și că nu-și poate permite să repete asta. Dar dacă vei prezenta problema prea ușor, pur și simplu va face din acest ne-negociabil un lucru negociabil. Dacă încă o dată se mai întâmplă, atunci probabil că trebuie să apelezi la o a treia persoană umană și să te duci la păstor. El sau ea va fi îngrozit că o altă persoană află ce se va întâmpla. Trebuie oricum să-l constrângi că dacă apelezi la, același, la aceeași soluție, soluția asta este la fiecare repetare mai puțin eficient. Trebuie să mărești doza sau repetarea. Care e perspectiva biblică în ce privește numărul de copii? Nu există perspectivă biblică în ce privește numărul de copii. Există perspectivă biblică în ce privește nașterea de copii, dar nu numărul de copii. Probabil că numărul de copii cel mai mare la o familie care se pare că n-a fost poligam a fost Iov, nu probabil. 10 copii, probabil. Dar Iov nu este prezentat ca un etalon al numărului de copii. Biblia nicăieri nu oferă o sugestie în legătură cu numărul de copii. Biblia spune să facem copii. Adevărul e că dacă ai 40 de ani de căsătorie, poți să faci vreo 30 de copii. Ce să zic? Cam poți să faci, nu? Gândește-te un pic. Ai timp să-i educi, îi poți educa. Poate soția aia să îngrijească 30 de copii, să spele 30, da, 20. Poate... Vei spune, da, bunicul putea să... Ok, dacă din răspunsul ăsta am înțeles tot. Ce am vrut să spun, am vrut să spun că asta este, asta trebuie neapărat să te rog să postești și să Dumnezeu să te călăuzească. Ce soluție ar fi pentru depășirea infidelității partenerului? <gângătă -i> trebuie să fii o sfântă. Dacă ești o sfântă, poți să depășești. Dacă nu ești, nu se poți depăși. Asta este o chestiune despre care trebuie să vorbim o oră. Cine încearcă să acopere infidelitatea este un, un înger. E un înger. Infidelitatea îți dă dreptul să te desparți de partener. Este singurul motiv de divorț legal și biblic. Singur. Însă, din gramatica textului se înțelege că nu este ideal să divorțezi. Deși ai dreptul. Pentru că nu va fi mai bine. Te răcorești pe moment, dar nu știi cum îți va fi după. Nu e ideal. Dar, în același timp, partenerul infidel va, nu va mai avea zile bune cu tine. Pentru că de obicei bărbații fac asta, dar nu înseamnă neapărat că doar bărbații fac, dar de obicei numărul bărbaților de infidelitate e mai mare și nu comentez acum de ce, nici nu-i timpul, am depășit timpul. Cer îngăduință numai pe zi, frate păstor, și închei imediat. Dar marea problemă este că ți-ai pierdut încrederea. Ți-ai pierdut încrederea. O sută de procente ți-ai pierdut încrederea. E, acum bărbatul ăsta va fi terorizat cum n-a mai fost nimeni sub soare. Vei vrea să știi unde e în fiecare clipă și ai dreptate. Îl vei, dacă întârzie undeva un minut, acolo te vei gândi că s-a dus. Și vei vrea să-l să suni și să-ți răspundă. Și dacă nu poate să-ți răspundă, ți se va mări pulsul la maxim. Și vei fi tot timpul agitată și vei avea o viață destul de greuță. El, dacă te superi, îi vei reproșa. Tu vorbești? Mai -ți ridici și tonul la mine? După ce ai făcut, și el nu va putea să audă asta încă o dată și încă o dată și încă o dată, și vă veți certa. Va fi greu să depășiți momentul ăsta. Va trebui să-i reproșești cât mai puțin posibil, iar el să știe că merită să-i reproșezi de 200 de ori pe, pe, pe minut. Este ideal să fie depășită o infidelitate, dar este foarte greu cel care este infidel trebuie să știe că partenerul lui trăiește într-un chin fără sfârșit. Gelozia. Gelozia e ca locuința morților. Nu există sentiment mai nenorocit sub soare ca și gelozia. Îți spune că nu ești bun de nimic, că dacă erai bună de ceva nu se ducea după alta. Asta este mesajul pe care ți-l transmite. Inferioritate. Ce să zic? Toate relele pământului, nu mai ai încredere în tine, ți-ai pierdut demnitatea, stima ta de tine de tine e făcută praf. Oricum mesajul este devastator. Ce trebuie să faci este să te rogi, să te postești, să-ți găsești, să mergi la pastor și să-i spui ca să te poată ajuta să se roage pentru tine. Fugiți de minciuna asta că pastorul spune, să nu mai credeți asta. Fraților, ascultați-mă. Asta înseamnă Asta înseamnă păcat aproape. Cum vă permiteți dumneavoastră să spuneți de mine chestia asta? Dar dumneavoastră credeți că eu, eu, eu nu mă tem de Dumnezeu? Dumneavoastră credeți că eu sunt un nebun? Dumneavoastră credeți că eu sunt un debil? Dar eu trăiesc în meseria asta. Eu, în fiecare zi sau în fiecare săptămână cineva îmi spune ceva discret. Cum vă puteți permite că mă joc cu onoarea oamenilor, cu reputația lor, cu liniștea lor, cu familiile lor? Cum îndrăzniți să vă gândiți atât de ieftin? Cum aveți dumneavoastră o astfel de părere despre... Ce mai căutați în biserica asta dacă credeți așa despre pastorul dumneavoastră? Nu e adevărat oameni buni. Vă dau un exemplu. E cineva aici care vine și mărturisește mie un păcat. Dar i-a mărturisit și lui Verișoară. Am întâlnit cazul ăsta. Am întrebat-o, ți mai... Ai mai mărturisit cuiva? Și i-am spus mea și zic, mie nu -mi spui. Nu-mi spui. De ce, frate, păstor? Pentru că Verișoarta o să spună și tu vei da vina pe mine că am spus daia. Du-te, dacă ai spus Verișoarta, ai destul, te-ai mărturisit. Tu vrei să-mi strigi mie onoarea și reputația? Eu de 40 de ani ascult mărturii. Și tu, din cauza lui Verișoarta, o să pui pe mine că eu am spus. Și o să spui lui Gimit, e un, e un pamblicar. Îi spui lui și te spune la toată lumea. Oameni dragi, nu mai credeți asta despre păstori, că și oamenii ăștia au conștiință și ei se tem de Dumnezeu. Și ei sunt conștienți că aveți o familie care, a cărei imagine trebuie să fie protejată în comunitate și în biserică. Ei știu că dacă spui cuiva, se aude peste tot. Ei țin la asta ca la ochi din cap. Bazați-vă pe onoarea lor, pe responsabilitatea lor, pe maturitatea lor. Mergeți cu libertate la ei. Pentru că oamenii ăștia trăiesc de când au fost ordinați în contextul ăsta. Mergeți la pastor și vorbiți cu el. El nu ține nici cu partea aia, nici cu partea aia. El o să vă spună din experiența lui, din călăuzirea lui, din ce știe el despre Dumnezeu. Cum ar trebui să fii pregătit pentru cina Domnului? Exact cum ar, fi, cum ar trebui să fii pregătit și atunci când nu e cina Domnului. Dacă, te pregăte, dacă ești mai sfânt la cina Domnului, vreau să-ți spun astăzi că nu ești pe drumul bun s-ar putea să mori într-o altă zi, nu la cina Domnului. Ascultă-mă ce-ți spun, Hristos te vrea sfânt, nu sfânt la cina Domnului. Întrebarea dumitale îmi spune că îmi spune mai mult, dar nu vreau să-mi asum că nu sunt eu super om. Nu trebuie să fii mai sfânt la cina Domnului, crede-mă. Și cina Domnului nu spune că ai dreptul să amâni, să nu te împărtășești, că azi nu te califici. Păi dacă azi nu te califici, cum te califici luna următoare? Luna următoare ce faci ca să te califici? Scriptura spune, ce spune Scriptura? Vă mai ce aminte ce spune în Corinteni capitolul 11? Vorbesc de parcă mai aș avea încă două ore la dispoziție. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să se împărtășească în timp ce se cercetează. Cum Dumnezeu te iartă luna viitoare de te poți împărtăși, te iartă și luna asta dacă te cercetezi. Când ți-ai mărturisit păcatul, el nu mai există. Și dacă nu mai există, te poți împărtăși. Exact așa faci luna viitoare, de ce să te oprești luna asta? Cum să te lupți să fii pocăi zilnic când ai temperament coleric? Da, colericii sunt ăștia foarte iuți, 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 repede, repede, toate, repede, iute. Ei uh, sunt mari activiști, dar nu sunt bun gânditori, dar sunt foarte harnici, neobosiți, mănâncă repede, dr la drive-thru, mașină, uh, nu sunt pretențioși fac scandal teribil când se enervează, dar în 5 minute, dacă reușești să rabzi alea 5 minute, după aceea își cere iertare, se smerește, se pocăiește, dar sunt foarte iuți și nervoși, ăsta e păcatul lor, mânia, îi omoară mânia și nervii. Și graba, graba, repede, repede, repede. Îmi zice Carmen, mai târâ toată viața după tine, mergi mă, omule, mai încet. Uh. Cum să fii pocăit dacă ai un astfel de temperament? De temperamentul ăsta nu poți să scapi, așa vei fi restul vieții. Dar poți să faci din caracter o îngrăditură în jurul temperamentului, ca un gard. Trebuie să faci un, o îngrăditură. Roagă-te lui Dumnezeu în fiecare dimineață ca să fii conștient în timpul zilei și să fii puțin mai relaxat. Atunci când simți că te enervezi, eu îți recomand să studiezi problema nervilor adică a mâniei. Eu recunosc că am predicat despre ce n-am înțeles. Mânia când ai apucat să te mâni nu mai poate fi oprită, pentru că este manifestarea instinctului de conservare. Și pur și simplu dacă nu te oprești înainte de mânie, când te-ai mânia nu te mai poți opri. Pentru că este instinctul corpului de a se apăra și asta e un fel de țipă la urs ca să nu vină la tine. Spe el, încearcă să te faci mai mare ca să îl intimidezi. Ei, tot la fel este și cu lucrul acesta. Încearcă să te ții în control înainte de a-ți pierde controlul, că atunci când ți-l-ai pierdut, e pierdut. Nu mai ai ce să mai faci. roagă pentru treaba asta și postește. Dacă unul dintre noi. Decide să, ne, des, să se ne despărțim pentru motivul X și celălalt ar vrea să continue relația, ar fi posibilă recăsătoria? Biblia vorbește puțin despre recăsătorie și despre divorț. Vorbește foarte puțin. De aceea nu este amplă explicația și de aceea pastorii au mari dificultăți să gestioneze divorțul și recăsătoria în biserică. Pentru că nu sunt multe articole puse acolo. Dacă da, A, dacă nu, B. E foarte scurt, spune așa, omul poate divorța doar pe baza adulterului dovedit, dovedit, nu imaginat, nici asumat, nici presupus, dovedit. Cu privire la fenomenul recăsătoriei, fiecare biserică, interpretarea Bibliei se numește teologie. Teologia este diferită, Biblia nu e diferită. Teologia poate fi mai conservatoare, mai strictă. Sau puțin mai relaxată, puțin, puțin mai relaxată. Și fiecare biserică abordează o anumită, o anumită valență a, a, a teologiei, să fie puțin mai severă cu chestiunea asta sau puțin mai relaxată. Nu sunt persoana potrivită să spun în biserica păstorită de altcineva chestiunea asta. Vă spun doar atât ce spune Biblia ca principiu, nu ca aplicabilitate. Omul nu poate să nu poate să, fi, să rămână sub binecuvântarea lui Dumnezeu divorțând din alt motiv decât doar pe baza adulterului dovedit. În mod concret, discutați această problemă cu pastorul dumneavoastră. Cum am putem alunga monotonia din căznicie? Simplu. Fiți inventivi, fiți creativi. Ce nu ați făcut niciodată, începeți să faceți. Spargeți monotonia începeți și citiți, stați de vorbă cu alții. De pildă, nu scoți soția seara în parc. Trebuie să recunosc că eu n-am ieșit cu, cu, Carmen în parc, cred că de vreo 10 ani. Să-mi fie rușine că mai spun și public treaba asta. Nu-i destul că e adevărat, mai și recunosc. Probabil că de vreo 10 ani n-am mai ieșit cu Carmen în parc. A, a, avut și incapacitate motorie, dar în sfârșit călătorii multe, n-am mai ieșit cu ea în parc. Dacă aș scoate-o în parc, ar fi, mă gândesc, foarte bucuroasă. Mi-aduc aminte că atunci când eram tineri, îmi spunea să ieșim când e teiu înflorit că miroase eu n-am miros, eu foarte foarte bărbați în general sunt slab, dar eu dintre bărbați sunt varză și nu miros nu miros teiu decât foarte puțin ea are un nasca de pisică și miroase teiu dacă înflorește în Rusia, ea îl miroase de aici și vrea să se meargă sub tei. Tot am dus-o cu zăhărelul, cred că am fost de vreo două, trei ori toată viața. Ei, dacă aș duce un parc, monotonia la, la tei, monotonia ar pleca. Dacă i-aș face o surpriză plăcută, monotonia ar pleca. Dacă i-aș spune să nu gătești diseară, că mergem la restaurant și mâncăm făcut de bucătar, monotonia ar pleca. Dacă i-aș spune... Asta înseamnă să fă lucruri pe care nu le-ai făcut până acum. Ca la armată, tot timpul sună gongul la ora 6, asta creează monotonie, saturație și plictiseală de mama focului. Mă adu niște noutăți acolo. Mai adu ceva divers. Mai fă și altceva. Mai fă și alt fel. Cum vede situația în care soția e abuzată fizic și psihic alături de copii, iar după câțiva anse de calvar, ea solicită divorțul. Din ce în ce mai mult în... Generația noastră începe să fie acceptat divorțul pe motiv de abuz. Eu cred că dacă viața ei ar fi pusă în pericol, probabil că ar fi legal. Dar cine poate să măsoare intensitatea abuzului? Că ea s-ar putea să vrea să divorțeze din alte motive și s-ar putea să solicite profitând de o slăbiciune de violența soțului, care nu e prea intensă. Deci, încă o dată, eu vă spun doar ca principiu, eu nu pot să fac un studiu pe caz de aici, că nu cunosc situația și nici nu-i treaba mea. Trebuie să mergeți la păstor să vorbiți. Dar, oricum, ceea ce văd eu este că tot mai multe cupluri vor să se să, să divorțeze pe motiv de abuz. Ce e de făcut dacă fiind logodit sau căsătorit, alte fete tinere în afară de soție. Ok. Alții scriu și pleacă de pe ce citeam. Îmi pare rău că nu m-am oprit suficient de din vreme, și asta o să fie singura întrebare pe care o mai tratez, pentru că deja am trecut mult timp și nu-mi permit. E urât să fac asta, să mă iertați. Dar nu mai găsesc mesajul cu pricina că tot scriu oamenii și el pleacă de aici și se duce mai în spate. Ok, hai să o iau la rând. Poftim? Nu, 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 citește tu. Corectează-o tu. Lasă că o corectezi, eu citește. apar sentimente între el și alte <laughs> știi de ce apar sentimente drăguțule? pentru că nu ai întors uh, semnul cu ocupat, e, e, scrie tot liber pe, pe ușa ta deci tu te-ai îndrăgostit de o fată și până să te îndrăgostești scria cu litere mare așa să vedea cam de la unde suntem aici? suntem în uh, în sfârșit, se vedea cam de la turda scris mare, liber te-ai logodit și n-ai schimbat uh, cartonul. Tot liber scrie. Te rog frumos să-l întorci și să scrie ocupat. Dacă vezi o domnișoară că-ți face cu ochiul să-i faci așa. <răzări> și s-a liniștit. Fata aia te curtează pentru că tu o curtezi. Să nu mai faci așa. Dacă ești serios cu o fată, să fii serios. Loialitatea e și în prietenie, și în logonă, și în căsătorie. Dacă vezi că o fată se dă pe lângă tine, Încearcă să îi arăți că stai cu spatele la ea, fii mai serios, nu-i zâmbi, iar dacă nu te lasă în pace, spune-i vrei să vii puțin. Înțeleg că ți-ar place să stăm mai mult împreună, tu știi că eu sunt logodit. Îmi pare rău că tu ai probabil ceva sentimente pentru mine, dar nu sunt posibile. Te rog să nu mai faci asta. Apreciez oricum că îți trece prin minte treaba asta, dar asta e o chestie serioasă, eu trebuie să fiu fidel. Să nu mai faci asta, am încheiat. Trebuie să fii ferm. Dacă nu ești ferm, acum nu o să fii nici în căsătorie. Iertați-mă că eu mă uit la voi ca și cum acolo e băiatul ăla. M-am uitat doar pentru că ei sunt fete și băieți necăsătorite. Dar am ceri tare că am întârziat și îmi ceri tare că n-am epuizat toate întrebările. Mulțumesc pentru tot și dacă am supărat pe cineva, îmi cer scuze. Scopul meu a fost să vă slujească.